noaptea de Revelion. Seara, ce faceți? Eu sunt Dana Super Negru și voi vii la Revelionul Oamenilor Triști și Singuri. Bine, dacă vreți dumneavoastră să treceți și cu sau cu și, eu nu am nicio problemă, dar dacă nu încape, puteți să înlocuiți și cu sau cu și. Să este Vladimir. Să străiască, Nico, este superb. Păi, dar e superb, Vladimir. E superb. Mulțumesc, unul dintre... Da, știu, a fost unul dintre cele mai grele, cei mai grei ani din viața mea, da? Și am devenit un adult cu acte regulă. Și anume, mamă singură. Nu voi minți, este foarte greu. Dar dacă ar fi să aleg și să o iau de la capăt, aș alege-o cu ochii închiși de 100 de ori. Te felicit pentru puterea ta. Eu sunt alături de el și tot ceea ce fac pentru mine și pentru el, evident. Nu mai sunt în nicio alianță, sunt singură. Am aflat acum de dispariția alianței. Da, mă așteptam să rup alianța, așa cum am spus și eu. Și eu aș fi rupt-o și orice om normal. Ori că ești frustrată pe ea, ori că ți-e frică de ea, întotdeauna este despre ea. Este foarte ok să ai o părere bună despre tine, dar este total greșit ce iei în cap. Consider că dacă ai o opinie atât de fermă cum... Pe asta spun, Nicoleta, că știu că am vorbit în culise, să știe, dar nu mai știu exact ce m-a întrebat, dar să știu ce am de dacă e o chestie legată de comportamentul meu, ar fi probabil în fiecare zi și ai avea exemple. Să stai liniște, că nu este absolut nimănui frică de ea în această competiție. Nu ne-am gândit niciuna că o să fie egală eliminatorii. Însă este o competiție, fetelor. Doar una va fi câștigătoare. Concurenta care în această gală este eliminată. Asta a fost șocul zilei. Nici nu știu cum să descriu ce simt și... Bună seara, doamnelor, domnilor! Spectacolul serii se vede chiar acum aici, la Bravo Style Celebrities. Rămâneți alături de noi pentru că vom parcurge împreună pașii unei adevărate competiții. Urmează să vedem o înfruntare a stilului, bătălia momentelor începe chiar acum în gală! Bună seara, dragi jurați! Bună seara! Bună seara, bună seara! Bună. Îmbrăcați de sărbătoare sunteți și voi și platoul are straie de sărbătoare. Ați văzut cât de frumos arată platoul nostru? Da, la voi este frumos, superb. Pe mine m-a animat la nebunie melodia pe care am intrat. Pe mine nu. Chestiunea este că n-am putut să mă desfășor. Nici eu. Pentru că mi-era că mi-intră că începe misiunea deja... Așa? Mie nu-mi place să mă desfășor pe astfel de ritmuri. A, mie la nebunie! Mie nu-mi place îmbrăcat așa, ce să vă spun. Sunteți pregătiți pentru ceea ce urmează? Nu! Avem foarte mult de lucru, avem 7 momente, avem 7 ținute, avem 7 jurizări. Nu știm ce se va întâmpla la finalul acestei gale, dar vreau să ne bucurăm cu toții de adevăratul spectacol. De acord? Da! De acord! De acord? Să intre fetele? Păi să vedem cum s-au pregătit și ele în straie de sărbătoare. Intră celebritățile!
găsit, fetelor! Bun găsit! Bun găsit! Straie de sărbătoare și voi, și noi, și platoul. Da, pare să că ne pregătim intens pentru ceea ce urmează să se întâmple, nu? Da, da, da. Ne-am pregătit cât am putut. Cât ați putut, sunt convinsă. Conceptul se numește extrem de simplu. Seara sau noaptea de Revelion. Ce faci de Revelion? Ce faci, mai ales cum te îmbraci de Revelion. Asta e important aici la noi la Bravo I Steel. Spunea Melina foarte bine că v-ați pregătit. Sunt convinsă că nu v-a fost ușor, cu atât mai mult cu cât știu că de fiecare dată încercați să interpretați fiecare temă astfel încât să aduceți ceva special în ea. Și va fi cu siguranță o seară specială în care vreau să ne simțim bine, să profităm la maxim de fiecare moment și să ne distrăm! La startul petrecerii! Da! Da, 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 nu, nu. Dăm startul petrecerii! Da! Parcă sună altfel. Păi da, nu mai am răbdare pentru că vreau să dansez, vreau să cânt, să mă bucur. Știți că noi aici la Bravo de obicei petrecem în avans. Și ne place, mai ales când vine vorba despre noaptea de Revelion, chiar să exersăm în avans tot ce înseamnă dans, mișcare și voie bună. Și poate, de ce nu, le inspirăm pe doamnele de acasă cu rochiile, cu ținutele concurentelor. Corect? Sperăm. Corect. Intră prima concurentă, Raluca Dumitru! Și invitațiilor tăi, Adrian de la... Răzvan de la Pitești! Eu de ce știu că e Adrian de la Pitești? Adrian, te cheamă și Răzvan?
Și Adrian? Adrian nu. Adrian nu. Nu, nu. Răzvan. Îți spun de ce am făcut această confuzie. Vocea ta seamănă. Vocea seamănă cu Adrian. Lui Adrian, da. Minune. Perfect, aproape perfect. Da, mulțumesc. Chiar au și eu o melodie împreună și suntem prieteni că... foarte buni, e prietenul meu Adrian. Îl salutăm, îl iubim pe Adrian. Adrian. Da, și cu siguranță. Sunt mândrie să semeni cu cineva care este de nivelul plăcut. Lui, așa e, clar, da. Clar, clar. Felicitări, eu uite că am încins petrecerea. Am mulțumesc. Zis eu că astăzi foarte să ne mulțumesc frumos, Răzvan de la Pitești. Mulțumesc și emisiune frumoasă în continuare. Și mulțumim. Plăcută. Mulțumim, așa va fi cu siguranță. O să deschid porțile pentru voi, dragilor. Microfonul rămâne la mine, mulțumesc tare mult. Bravo. Vino aici lângă mine, Raluca. Bună seara! Bună seara! Ai dansat, Victor, că nu te-am văzut. Am dansat, eu eram bacul tobele, bacul sambale. Era nevoie de un sambal. Așa era. Doar atât? Da. Apropo, ce ne distrăm, ce dansăm și petrecem de Revelion înainte de Crăciun. În avans. Da, în avans. Da, dar nu-i bine și doamnele cu câteva săptămâni înainte să știe cam ce rochie să-și aleagă pentru noaptea dintre ani și noi să le inspirăm? Ba da. La asta nu te-ai gândit. Și pentru domni, știe cineva teorema paharului de vin? Nu, nu. Deci, orice om are voie să bea un pahar de vin. Da. După ce îl bea, el devine alt om care, la rândul lui, are voie să bea un pahar de vin. Devine alt om și la rândul lui are voie să bea un pahar de vin. Și tot așa, și tot așa până când? Până nu mai e om. Până când nu mai e om. Bun. Uite cine bine. Bine, Victor. Revenind la ale noastre, până să vorbim despre moment, eu mă bucur oricum v-am văzut că v-ați ridicat, că ați dansat, că v-ați simțit bine și așa vreau să continue seara aceasta. Aș vrea să te întreb pe tine, Raluca, de ce ai hotărât sau ce te-a făcut, ce te-a determinat să renunți la alianțe și să rămâi pe cont propriu în competiția asta? Păi așa asta. Este cel mai bine, să fii pe cont propriu, pe picioarele tale și să mergi până la capăt. Nu mai vreau să fac nicio alianță, dragă, uite, m-am sucit. De ce te-ai sucit? Și nici nu mai sunt în nicio alianță, sunt singură. Ești independentă. Exact. Fiecare pe picioarele ei. Păi acum are alianța ei, este ea cu ea. Independentă, cum a zis și eu, că sunt de la început. Cred în bună colaborare, în colegialitate, dar în alianță nu. Așa că n-am nicio părere despre alianțele nou formate. N-ați văzut că eu oricum stau în prag la toate alianțele. Vreau să văd ce se întâmplă pe acolo. Nu vreau să mai fac parte din nicio alianță, inclusiv renunț la alianța pe care de fapt eu am început-o. Fiecare pe cont propriu. Poți fac cirea independentă? Sfârșire. Dacă e asta simte, asta o face, nu? Și dacă este boss, înseamnă că doar singură poate să facă chestiile astea. Adică e mai bine să stea singură într-o alianță singură ca să poată să... Da, e mai bine singură. Așa cum s-a schimbat ea în câteva zile, se pot răzgândi și alte fete și să fie cu ea în alianță. Nu știi niciodată. Ești cumva, nu știu, dezamăgită poate de persoanele în care ai avut încredere sau de care te-ai arătat mai apropiată? Nu este vorba de dezamăgire pentru că nu am așteptări de la oamenii de lângă mine sau de la oamenii pe care îi întâlnesc în viața de zi cu zi, pentru că știu că nu ai de ce să ai așteptări, pentru că nu toți oamenii sunt la fel și nu toată lumea reacționează exact așa cum poate reacționezi tu în anumite circumstanțe. Din ce alianță făceai tu parte? Până în acest moment. Care era alianța ta? Alianța cu Viviana, Mădălina, Anda, nu știu cine mai e, dacă mai era cineva. Viviana, Mădălina, Anda. Deci da. Mădălina nu mai e, Anda nu mai e. A rămas doar Viviana, practic. Da. Și ai decis să rupi alianța. Viviana poate să continue alianța, nu am decis eu să rup. Pur și simplu am decis să nu mai fac parte din această alianță. Consider că pot să duc această competiție până la capăt, singură, pentru că sunt o persoană puternică, pentru că pot să fac față oricărui impediment sau oricărei probleme pe care aș avea aici, sau discuție, sau etc. Și pot să fac asta și singură, fără să am nevoie sau așteptări să-mi sară cineva în ajutor sau nu. Nu mă așteptam ca Raluca să renunțe așa brusc la relația cu Viviana și la tot, adică, bine, adică mă așteptam, dar nu atât de repede, cumva, nu știu, v-am zis că o să se întâmple chestii. Tu știai, Viviana, de această decizie? Că până acum știu că v-ați consultat, ați vorbit, ați discutat multe. Am aflat acum, dar sunt de părere că am venit în această competiție singure, tot singure plecăm.
pe cont propriu luăm și note, pe cont propriu se întâmplă și anumite lucruri mai puțin plăcute aici, dar cu siguranță că această alianță a pornit dintr-o glumă și noi am dus gluma mai departe și chiar ne-am ajutat în una dintre gale când a fost necesar să luăm decizii împreună și să votăm. Și uite că atunci a fost un lucru bun, benefic pentru amândouă. Nu am vorbit cu Raluca înainte, nu știam de această ruptură a alianței. Nu am nimic împotrivă, iau totul ca atare, toate lucrurile se întâmplă cu un motiv. Și da, așa cum am mai spus, am venit pe cont propriu, plec pe cont propriu și așa se întâmplă și în cazul Raluca. Da, mă așteptam să rup alianța, așa cum am spus și eu. Și eu aș fi rupt-o și orice om normal, mă refer, ar face asta. Melina. În primul rând vreau să spun că ne-ai bucurat atât de tare cu acest moment, deci am dansat și a fost extraordinar. Versurile le-am făcut acum, bine, Răzvan a contribuit mai mult la versuri. Da, a fost foarte mișto, de mi-a plăcut toată atmosfera pe care ai creat-o aici, foarte mișto. Ești foarte frumoasă la față, îmi place foarte mult cum îți vine cu această rochie corset. Mi-ar fi plăcut să fie, ștrasurile de pe dres până jos, asta da. Mi-ar fi plăcut mie. Și... arăt superb, dar mi se pare că ai avut în edițiile normale rochii mai de revelion, să spunem, decât ținta asta care e frumoasă și stă bine. Asta este singurul lucru care aș putea spune că... Eu așa m-aș îmbrăca de revelion și fiecare acum nu pot să vin cu ceva mai pompos dacă nu m-aș îmbrăca așa de revelion. Asta e ce am reținut eu când ne-au spus jurații, că băi, gală și să fie... Da, și am reținut chestia gală, asta, dar să poți și să mergi oriunde, că da, mă gândisem la o rochie foarte spectaculoasă, dar ceea ce nu vedeam eu în noaptea de revelion. Da, stă foarte bine. Mulțumesc. Mulțumesc, Melina. Ascultăm ce au de spus jurații. Raluca, nu știu dacă e bine sau e rău că a intrat prima. Dar vedem cum arată ținuta și mai ales momentul prin ochii lor. Te rog. Dragă Raluca Dumitru, bine ai venit! Felicitări. Mulțumesc. Pentru momentul tonic cu care ai deschis această seară de gală. Mai puțin tonic, în schimb, este stylingul propus de Matale ce soir. Ciorapii pe care tu îi porți, ei nu-mi plac oricum ca ciorapi. Nu că aș avea ceva cu ciorapii, cu dresurile negre purtate la pantofi, ferească Dumnezeu. Da. Ci cu dispunerea cristalelor. Dispunerea cristalelor e una foarte nefericită și se poate ușor vedea inclusiv cum se termină acolo foarte sec. Adică sunt dispuse foarte tâmp cristalele. 2. Ciorapii aceștia cu cristale nu se potrivesc nici în stylingul acesta, nici în alte stylinguri, cu niște stiletto negri din piele normală. Ori din lac, ori un gen de sandale, dar oricum ai dau-o, oricum ai lua-o. Aveam acei pantofi din lac, dar care este cu cuiul acela foarte subțire. Am mai venit cu ei și că să-i o variantă, dar oricum ai dau-o, oricum ai lua-o, mie dispunerea cristalelor nu-mi place. Da. După rochia sacou, nu mă omor neapărat, dar îți vine ție foarte bine, umerii sunt foarte bine puși în evidență, talia este structurată, machiajul e foarte frumos, părul e superb, cerceii îți vin bine, mănușile îmi plac. Avem o problemă, în schimb, în partea de jos. Da, dresul lui cu pantofi. Aș fi pus un dres, alt tip de dres, dacă voiai, și cu pantofii ăștia, dar un dres normal. Am înțeles. Atâta tot. Mulțumesc. Raluca, într-adevăr, dresul nu te flatează, se oprește exact unde nu trebuia să se fie. Trebuia oprit. Să mai continui cu niște, să pun eu. Cristale. Da. Sau să fi schimbat dresul și să fi luat unul simplu. Da. Deci aș fi schimbat pantofii cu o sanda foarte înaltă, fără platformă. Partea de sus îmi aduce aminte de Gigi Becali. Bella, nu. De Bella Hadid din Mugler. Îi venea și ei foarte bine, îți vine și ție, chiar dacă e cumva diferită structura rochiei. Ești foarte frumoasă, momentul a fost foarte cool. N-am cum să nu-l apreciez, ei sunt piteșteni, eu sunt piteștean. Aș fi vrut de la tine de o mai mare implicare, să creeze un happening acolo, nu doar să dansezi. Îți vine bine din față. Ce mai puteam să fac? Să cânt? Nu știu, găseai tu. Îi stricam omului piesa. Happening înseamnă multe lucruri. Da. Ideea e că tu ai fost dansatoarea și eu mă uitam mai mult la trupă. Nu a fost nimic special din punctul ăsta de vedere. Și eu aș fi... Pantofii sunt foarte frumoși, foarte frumoși. Și eu aș fi schimbat cu unii din lac, vezi, toți suntem de acord cu chestia asta, sau cu sandale, tot cu cristale, eventual.
însă cu siguranță mie mi se pare inspirațională ținuta ta, adică găsesc că poate să se ducă lumea așa lejer îmbrăcată de Revelion sau de alte petreceri. Dar păi, cum găsești, tu îi dai viața oricum. Cum găsești rochia Ilincăi? Rochia care Ilincăi mi se pare divinisima. Am spus de la începutul ediției că m-am leșinat, m-am tăvărit în platou. Este divină, da. Absolutamente divină. Altă ligă. Te regăsesc în ținută și sunt sigură că se regăsești și telespectatoare. Bravo. Mulțumesc. Raluca Drubitu este un tip de propunere care mă animă întotdeauna. Da. Ca să nu zic de chef, care mi-a luat deja corazonul, a început bine gala. Mulțumesc. Felicitaciones. Mulțumesc. Felicitări, Raluca, vorbește și cu telespectatorii. Sper că... scuză-mă. Sper că v-a plăcut momentul meu și v-ați simțit bine înainte de Revelion și că v-am inspirat inclusiv și cu ținuta. Indicativul meu este 7 la 1206. Aștept voturile voastre. Mulțumesc, Raluca. Loc să nu mai pleci. Și îngerii au demonilor. Opera acum. Da, păi da. Păi m-am strâns de ceva de jos. Nu e bună piesa. Nu, altă piesă. Foarte curioasă sunt de cum a ales să pun următoarea concurentă în scenă și în ținută tema din această seară. Dar decât să fiu eu așa de curioasă, numai bine stopăm curiozitatea și zic doar atât, Nicoleta Dragne! Bună seara! Ia uite, mami, spune bună, dragi jurați! Aici sunt colegele mele, frumoasele, și Victor. Și acum, și acum spunem bună seara la telespectatori. Da? M-am gândit să-mi fac o sală, o gală foarte ușoară, încât îmi tremură și mâinile și picioarele, de greu ce este Fimiu, nu de aceea. Nu, de alta el este Vladimir. Să străiască, Nico, este superb. Păi, dar e superb, Vladimir. E superb. Mulțumesc. Dar are și un nume foarte frumos. Mulțumim. Vrei să te așezi puțin? Nu cred că vrea. Mai încercăm. M-am gândit ca în gala din seara aceasta să vorbesc puțin despre anul 2021, din perspectiva mea și cum m-a, cum să spun, cum m-a alintat pe mine. Și anume, nu știu cum a fost pentru unii, dar pentru mine a fost unul dintre... Da, știu, a fost unul dintre cele mai grele, cei mai grei ani din viața mea. Da? Nu? Așa a fost. După cum vedeți. Ia, mami, hai stăm jos așa. Bun. E bine? Nu, nu, nebunesc, e adorabil. Vai, este... Da, da. Nu, iau razna. Da, pentru toți cei care nu știu, a fost anul în care din iubire m-am făcut bucăți și tot din iubire m-am făcut mai puternică și m-am ridicat și am devenit un adult cu acte în regulă și anume mamă singură, după cum vedeți. Da, mami, Ilinca este superbă, toți bărbații o vor. Nu respinge-te. Hai, a, e sfios? Bine, haide, uite, mergem așa. Cu acordul. Uite că a vrut la Ilinca. Vai. A, nu vrei în brațe. Nu, fii atent cum facem. Îl lăsăm pe jos, că el vrea să se plimbe. Gata. Ne plimbăm noi doi împreună. Vrei, Vladi? Haide, unde vrei tu? Tu spune ce ai de spus. Eu încerc să spun. Cam așa funcționează lucrurile atunci când e singură cu un copil. Nu prea apui să începi ceva și să și termini în timp util. Durează câteva ore mai mult față de atunci când ai ajutor. Dar... ajungem unde ne dorim într-un final. Dacă nu știți ce este o mamă singură, vă spun eu. Este acea persoană care, chiar dacă în cursul săptămânii doarme câte 4 ore pe noapte și în weekend visează și ea să doarmă până la 12, tot la 7 se trezește. Pentru cei care nu știu, mamele singure, băi, știți cum arată? Ca scoase din cutie. Le recunoașteți de la
100 de kilometri distanță. Stylingul lor este destul de complicat așa. Un training accesorizat cu mâncare, vomă, depinde de caz, cum e ziua, cum e norocul, un coc mare în cap și Adidas. Nimic mai complicat. În 2021 a fost anul în care am și uitat să plâng, pentru că nu vreau să fiu tristă în fața lui sau să-l încar negativ, dar slavă Domnului că am venit la Bravo iStyle și am timp să bocesc aici pentru tot anul. Recuperez din plin. Da, și să nu o mai lungesc, pentru că m-am emoționat și nu mai știu ce mai vreau să spun. Voiam să vă spun că vă admir pe toate mamele din lume, că sunteți singure, că sunteți ajutate, oricum ați fi. Știu că am spus că le respect și le admir pe mamele, toate mamele, băi, dar celor singure le-aș ridica o statuie pentru că merită. Și o să încep cu mine. Gata, că nu mai știu ce să bravo, mai spun. Nico! Felicitări, Nicoleta! Iartă-mă, n-am fost atentă la nimic din ce ai spus, că am avut aici un pic de treabă și ce bine m-am simțit. Frumusețea mea! E o minune de copil. Vrei să-l lăsăm aici co-prezentator? Da, cred că m-aș descurca. Aș mai slăbi vreo 4 kg în fiecare ediție. Dar m-aș descurca eu cumva, că vorba aia, am și experiență. Da, 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 nu că te ajută, trebuie numai să te acomodezi. Apoi îi spui ce să-ți aducă, el face. E foarte... Vladi, Vladimir îmi aduce mie globurile politicos. Acele, te rog. Da, de cele a două. Mi le aduci dacă te rog mult? Da, dar trebuie să mă ajut să cobor. Da, sigur, uite aici e mânuța. Uite, hai că te ajută mami. Uite, dă-i link-ai. Îl dai ei? Nu că ne place mai mult când e pe jos. Să nu stai cu spatele la cameră, te rog. Nicoleta, repet, nu am fost foarte atentă la ce ai spus, dar te-am auzit. Știu pe de cealaltă parte că da, ești o mamă singură și știu cât de greu mi-este mie cu ajutor, cu soțul lângă mine, cu bunicii și așa mai departe. Ce înseamnă acest lucru pentru tine? Ce înseamnă real să fii mamă singură în fiecare zi? Măi, real, nu voi minți, este foarte greu, dar dacă ar fi să aleg și să o iau de la capăt, aș alege-o cu ochii închiși de 100 de ori. Oricât de greu ar fi, știi? Hei, uite! Da. Pentru că el îți creează, Vladimir îți creează toate... Da, pentru el, da, evident. Te-aș întreba, dar nu știu cât de mult vrei tu să vorbești despre acest subiect. De ce s-a întâmplat așa? Nu știu, că așa a vrut Dumnezeu, probabil. Nu e un motiv anume, nu s-a întâmplat ceva aiurea. Pur și simplu, nu ne-am mai înțeles. Au început să intervină discuții și atunci eu am spus, măi, dacă nu mai simt chestia aia mișto între noi și toată ziua stăm, nu ne certam, da? Aveam discuții în contradictoriu destul de multe. Dacă nu mai simțim, atunci hai să... Știi? A fost o chestie de comun acord. Nu a fost o ceartă, nu... Și ați considerat că e mai bine așa, nu știu, uite... Mai bine pentru el, în primul rând, și apoi pentru noi. Pentru că eu cred, chiar dacă, da, un copil este ok să crească cu amândoi părinții, asta ar fi ideal. Dar dacă părinții respectivi nu se mai înțeleg și nu pot să-i dea un exemplu, nu știu, de urmat, a să spun așa, atunci prefer să fim separați, să fim prieteni, să putem să-l creștem așa, dar știi în pace. Ce îți propun și cred că ar fi un lucru extrem de frumos și emoționant, să te uiți la cameră așa. Și să-i transmiți un mesaj lui Vladimir, da, pe care el să-l vadă peste ani și ani de zile. Nu pot, uite, mă fac să plâng și n-am cum. Îmi stric machiajul, nu pot, serios, aș vrea, dar nu pot. Sunt convinsă că poți să crești un copil singură. Nu, că nu pot, că plâng. Da, dar plâng, nu. Și ce dacă plângi? Nu pot, lasă, poate după ce mă calmez, după câteva momente ies în față și îi transmit, serios. Nu pot. Dar ce ai vrea să știe? Peste ani de zile. Păi ce să știe? Eu sunt alături de el și tot ceea ce fac pentru mine și pentru el, evident. Și eu o să fiu acolo tot timpul, orice ar fi. Cum am fost și până acum. Mami e lângă tine. Te susține, te ajută. Eu sper, singurul lucru pe care eu mi-l doresc în viață, știi că și eu am făcut multe greșeli, dar mi-aș dori să pot să-l cresc în așa fel încât nu să fiu eu mândră, știi? Ci oamenii care îl cunosc pe el să fie mândri că l-au cunoscut, știi? Că oricum o să fiu mândră, orice ar fi, pentru că este copilul meu. Cu siguranță, cu siguranță.
Eu îți mulțumesc tare mult, Nicoleta, și pentru deschidere și pentru, uite, minunea asta pe care ai adus-o în platou. Și chiar dacă zicea Victor că sărbătorim în avans Revelionul și de ce sărbătorim în avans, e uite, parcă a venit Crăciunul. Moș Crăciun mai lipsește și deja cred că e plin de bucurie. Da, eu acum mi-am adus aminte încheierea. Eu încheiere voiam să spun că, de fapt, mamele singure Revelionul fac acasă, acasă cu copilul. Că n-au cum, știi? N-ai altă variantă. Bineînțeles. Cum facem acum? Stăm de vorbă cu fetele? Da. Ia, Victor, s-au deschis porțile pentru tine. Mami, uite, ham. E aici. Știe că e ham. Cine-i ham? Fetelor, ia să vedem cum arată ținuta și cum vi s-a părut ideea de moment pe care a avut-o Nicoleta. Adina. Nu întreba pe Adina că plânge. Da. Mi-aș fi dorit ca momentul acesta să fie după momentul meu, pentru a-mi putea păstra machiajul intact. Știam că va intra cu Vladimir și atunci am putut să-mi fac exercițiile de respirație. Ce să spun, m-a impresionat foarte, foarte tare. Știți deja, ați descoperit asta despre mine în edițiile anterioare, v-am povestit. Vladimir este un copil superb, s-a oprit totul în spate în culise când a intrat cu copilul. M-a impresionat foarte mult ce ai făcut în seara asta, că ai ales să vorbești cu noi, așa deschis despre tine. Și cred că doar atât pot să spun acum. Arăți foarte bine, ești foarte frumoasă și te felicit pentru puterea ta. Mulțumesc! Mulțumesc, fetelor, vă văd super emoționate, așa că nu vreau să vă mai provoc și mai multe emoții. Am înțeles că a venit sora ta să-l ia pe Vladimir? Da. Unde este? E? E acolo sau în spatele porților? E în spatele porților. Bună seara! Ia uite! Ce soră frumoasă! Nu mai vrea, tot da? Și cu ham-ham, iubire, și uite-l cu ham-ham. Uite-l pe ham-ham, ia uite, vino! Uite și cu ham. Hai că las că l-a păcălit și eu mă ascund după tine. Stai aici, Victor, nu te mai mișca. Nu te mai mișca. Stai un pic. Așa facem... Așa reușim să fugim din casă, sau cum? Să ne mai rezolvăm problemele. Da, nu, păi trebuie să fug, nu. Da. Altfel n-am nicio șansă. Fugi acum, oricum, dar cum Inca, după cum s-a putut vedea, picioarele frumoase sunt moștenire de familie. Da, da. Ea le are mai frumoase. A, da? Da. Am văzut. Un pic, dar ce să fac? Lasă că ți-a dat și ție Dumnezeu de toate. Hai să vedem ce spun jurații despre ținută. Mulțumesc. Și mame Nicoleta în fața lor. Bună, Nicoleta! Bună seara! Norocul nostru că acum putem să te privim, pentru că până acum Vladimir a fost atracția number one. Pe mine mă bucură treaba asta, și pentru mine tot e atracția numărul unu. Hai să discutăm despre styling, da? Hai! Îmi place foarte mult verdele, îți vine foarte bine și această propunere de material. Ce este, o mătase sau... Care, asta? Da, tafta. Are ok, tafta. Tafta. Ți vine foarte bine, are o reflexie foarte mișto la lumină. Îmi place și acel detaliu de gât, cum, deci tot croiul e destul de interesant și te evidențiază. Ai evidențiat evident gleznele. Interesantă și peruca, îmi place dramatismul tău, ești așa un soi de Morticia și cred că ai și de ce. Rochia îți vine foarte bine, culoarea te complimentează la nebunie, îți complimentează tenul, tot ce vrei tu, rochie frumoasă. Îmi place și cum ai scos în evidență cu cristalele mari astea de verde, pentru că dacă ar fi lipsit cristalele cu desăvârșire din styling, ar fi fost, nu banal, dar așa, ar fi fost o apariție mai ștearsă puțin. N-ar fi avut sparkle-ul ăla. Pe de cealaltă parte, dacă trântim o bucată de crystal mesh pe număr, asta nu înseamnă egal că am făcut un styling, pentru că bucata aia practic nu este un șal. Este doar o bucată, că așa se vinde materialul respectiv, gen nu m-a omorât. Da, însă știu. Ai pus mânușile care au închis într-un fel styling-ul. Nu ai trântit doar bucata aia pe umeri, înzețit, la revedere, ai plecat. Nu, și originalitatea momentului, să știi că dacă mă gândesc bine, niciunul dintre sezoane nu a venit, nu a pășit nimeni așa în față să... deschidă cutia Pandori. Nicoleta a ales în seara aceasta să facă ca un fel de declarație, ca un fel de destăinuire. Eu aș fi preferat să facă un styling extraordinar, sinceră să fiu, dar apreciez și momentul pe care l-a făcut. Pentru că
Băi, este un tip de sinceritate care lipsește în general de la TV, din online, etc. Unde toți ne prezentăm viețile în roz bombon și nimeni nu trăiește chiar într-un palat de cleștar. Hai să ne revenim. De unde rezultă că mi-a plăcut ce a făcut Nicoleta. Poți să-mi dau ăsta jos? Dă-l, dragă, fă ce vrei. Dă-l, că te-am văzut că strălucești. Oricum, Nicoleta, te felicit și eu încă o dată și să știi că ai un băiat absolut superb. Ador și numele, minunat să-ți trăiască, să te bucuri de el și el se bucure de tine, de voi. Mi-ar plăcut și mie să am o fetiță pe care să o cheme Nora. Bineînțeles, asta și pentru că pentru mine doamna Nora Iuga este un model și un reper în viață, dar uite că nu s-a întâmplat până acum și e un pic cam târziu. În sfârșit, mi se pare și mie destul de improvizată treaba cu meșul ăla din cristal, dar îți vine superb rochia, îmi place cum se vede brățara pe tiul, peruca îți vine foarte frumos. Nu mi-aș fi făcut ploapele în culoarea aia, eu să știi, aș fi pus negru. Da, mă rog, asta e o chestie personală, deși poate erai un pic too much cu părul la negru, dar până la urmă ce e too much, vorba la Luca. M-a întrebat mai devreme, e too much la gât? Zic nu, și ce e too much la gât? Bineînțeles că nu i-aș fi pus triplu. În sfârșit, ești frumoasă, picioarele se văd divin, copilul este superb, toată lumea este minunată, eu sunt ceva divin. Tu da, tu chiar da. Floș, nu, fetița. Tu chiar da, ți-am zis de la început. Să dăm și note. Da. Apropo, până să dai note, ai spus tu că este prea târziu, eu cred că niciodată nu este prea târziu și știi de ce? Pentru că eu până să l-am pe Vladimir știam că nu pot să fac copii. Am câteva operații destul de grave, era să dau și colțul cumva. Și am rămas, adică mi s-a spus cumva că poate cu intervenții, cu, știi, povestea. Și am rămas natural, fără să te vei bucura să și mai mult de el. Sau fără să fie, da. Și uite ce super m-a ieșit. Să dar de la Dumnezeu. Da. Da. Am rezonat perfect cu ce a spus, pentru că și eu am prietene mame singure și știu cât de complicat poate fi acest lucru. Oricum, să știi că la vederea copilului eu am leșinat. Mi se întâmplă foarte rar să am reacția asta vis-a-vis de copii. N-aș vrea să înțeleagă greșit, pentru că toți copiii sunt, mă rog, minunați pentru părinții lor și așa mai departe. Nu la asta mă refer. Sigur că îmi plac copiii. Notele pentru Nicoleta, vă rog. Bravo, Nicoleta! Mulțumesc! Scrisesem și o notă pentru Vladimir, dar am să o spun 10 pentru Vladimir. A, evident! Îi voi spune! Mulțumesc! 20 pentru Vladimir. Mulțumesc, măi. Felicitări, Nicoleta. 30. Mulțumesc. Vorbește și cu telespectatorii. Dragilor, tot ce pot să vă spun este că vă doresc un an nou mai bun și multă sănătate și multă putere. Votați 4-1-2-0-6. Mulțumesc. Mulțumesc, Nicoleta. Fiți atenți ce-mi doresc să se întâmple în minutele următoare. Deci, vă apucați, luați fotoliile, le mutați mai în spate, canapeaua mai în spate, luați măsuța, o duceți în bucătărie, nu mai lăsați în living. Pentru că urmează mare spectacol, mare petrecere, mare dans, mare nebunie! Cine vine? Cine? Anna!
seara, Anna! Bine ai venit în gală, draga mea! Dar bună ce seara. Moment! Dar ce fete, ce ajutoare frumoase! Vreau să le aplaudați pe fetele de la Happy Dance. Tare, tare, tare de tot! Vă mulțumesc tare, tare mult, fetelor! Vă mulțumim tare mult, fetelor! Porțile se deschid pentru voi, să știți, ați dansat superb. Îmi venea și mie să intru în hor cu voi, dar mă gândeam că vă ții coreografia, cine știe ce se întâmplă. Ei. Anna, da. E vocea ta pe piesă, da? Tu ai cântat. Da. Tu ai cântat. Da. Cum ți-a venit ideea asta? Ce ai zis? Am un album înregistrat de muzică populară și la petrecerile private cânt întotdeauna și acest gen muzical, care îmi face mare plăcere să-l îmbrățișez de fiecare dată. Fetele, îmi spun cum li s-a părut momentul, cum arată ținuta. Raluca. Momentul mi-a plăcut foarte mult, felicitări. Mulțumesc. Toții știm că ai o voce foarte frumoasă. Mulțumesc, Raluca. Ținuta. Nu-mi displace capa din paiete, este foarte mișto, ai adus-o în zona glam, dar eu aș fi purtat-o fără acea capă. Îmi place și cu ea. Se dă jos, da, 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 dar vreau acolo la momentul jurizării să facem before and after. Îmi place și cu ea, dar mai mult mi-ar plăcea fără, pentru mine. Acum, da, gusturile sunt diferite. Ok, mulțumesc, fetelor. Hai să vedem ce spun jurații despre un moment și ținută. Anna, în fața lor, te rog. Frustrată pe ea, ori că ți-e frică de ea, întotdeauna este despre ea. Este foarte ok să ai o părere bună despre tine, dar este total greșită ce iei în cap. Consider că dacă ai o opinie atât de fermă cum o are Pe asta Nicoleta, spun, că știu că am vorbit în culise, să știi, dar nu mai știu exact ce m-a întrebat, dar să știu ce am de dacă e o chestie legată de comportamentul meu, ar fi probabil în fiecare zi și ai... O dăm jos? Așa, te-am văzut cu capa. Cum arată ținuta fără cum capa? Cum vrea franțuzoica. Stai. Cum, exact. Deci stai un pic că e... Că am mai avut... Ta-na-na-na-na-na. Asta e. Bun. Păi ținuta fără capa este mult mai bună. Da, dar nu dacă... era de revelion, adică... Păi nu, dacă mă întreb pe mine capa aia, nu știu în ce context ai putea să o integrezi, dar este direct capa lui Rumburac. Deci arătai avrăjitor care se întrupase fiind într-o din aia bavareză. Pentru că treaba asta aici, în partea de sus, corsetul și toată, tot, mă rog, topul ăsta pe care îl porți, arăta din aia care merge cu berile de Oktoberfest. Crucifixul pe care l-ai la gât, e un crucifix, nu-i așa sau nu văd bine până acolo? Este un cercel pe care l-am atașat... Tip broșă. Da, tip broșă. Tip broșă. Așa îți vine foarte bine. Capa păstrează pentru un alt styling. Bun. Alternativ. Capa nu are ce să caute niciodată în istorie peste genul ăsta de ținută. Never, ever, ever, ever. Iar fără capă, mie mi se pare că tot într-o zonă de Oktoberfest rămânem. Și asta se întâmplă formei, tipului de corset pe care ai ales să-l porți și faptului că detaliile negre de la cămașă, de la manșete, de la guler plus crucifixul, nu știu cum se întâmplă, nu știu cum s-a agitat situația stilistic, au treabă. Dar ne trimit tot într-o zonă bavareză. Nu zic acum că e rău, doar că nu e neapărat acel glam, acel sparkle pe care m-aș fi așteptat să-l văd. Nedumerirea mea pleacă tocmai de aici, cum de ea singură, după atâția ani de experiență, de show-uri, de nu știu ce, n-a văzut în oglindă uitându-se, nici măcar nu mai ajungi în oglindă, pentru că vezi piesele și știi. Nici nu mai trebuie să le îmbraci, te uiți la ele și le vezi pe niște umerașe și realizezi că n-ai cum să le pui împreună niciodată. Corsetul are o problemă, mie nu-mi plac acele ramforsaje, acele două linii de satin, da, din... Ok, trei, nu știu, da? Trei, am spus două, da, e clar. Și eu sunt la Revelion și probabil după un pahar mă simt mai dizzy. Altom. Da. Îmi place crucifixul, îmi place make-up-ul, îmi place părul, îmi place cămașa, îmi place cămașa ta, dar nu o să mai zic a doua oară, îmi plac pantalonii, mai ales că port și eu unii asemănători. Am văzut? Da. Asta a fost prima ei ținută care pur și simplu mie mi-a plăcut. Da, era o propunere foarte interesantă, așa, modernă. Da. Hai da. Să vedem notele. Păi da, mă, Ilica, dar am o dilemă care, care de fapt este dilemă. Că, păi, e o trilemă, că uite, discutăm. De exemplu, a dat capa jos.
am aruncat. Și dând capa care... jos, așa, mai adaug un punct, pentru că dacă mă uit la ținuta așa cum este ea, nu-mi displace și îi vine bine și pantalonul îi vine foarte bine. Deci... avem, deci, un total avem... de... Mamă, zici că rezolv. Hai, dragă, ia, uite. Gemeni, am născut gemeni. Mulțumesc. Am făcut 3. 2 plus 1. Eu să știi că am făcut pe calculator sumasă ca să vedem cât face 2 plus 1. Mulțumesc. Ia, uite, te am rezolvat trilema imediat. Bravo, Raluca. Raluca? Bravo, Raluca, da. A rămas cu Raluca Dumitru Gap sau m-a lăudat pe mine. Din ce bravo, Amra. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Te pup, Raluca. Mulțumesc din suflet. Felicitări, Ana, vorbește. Mulțumesc. Și cu telespectatorii, te rog. Dacă v-a plăcut momentul meu și v-a plăcut ținuta mea bănescă fără capă, votați indicativul 2 la 1206. Mulțumesc. Sau, fă-ți o salopetă neagră din latex și pune capa deasupra. Asta o să fie. N-am purtat salopetă de capă neagră, fă-ți o capă neagră. Uite-o, ia uite-o. Bun. Uite-o pe măta mare. Bun. Mulțumesc, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Bag-o pe aia cu... Nu! Bag-o pe aia... Bag-o pe aia cu... cu James Brown. Când e el cu James Brown, că acolo e... Da, da. Ionel, Ionelule, ce mai faci, băiatule? Ia-mă paharul de țuică și adu și nouă. Bagă... Mai bine băgai o besame, besame mucho, besame... Besame mucho... Aia, mă, în stație la Lizano stăteau și cântau. Zi-o pe aia cu semărită mâna mea și eu zic. Următoarea concurentă își iese din zona de confort. De fapt, și-a ieșit de când a intrat în competiție și nu doar în gale, ci și în timpul săptămânii. Dar îi vine cumva atât de natural să facă asta. Să descurcă, domnule, ce să mai, iar nouă ne plac concurentele descurcărețe. Adina Halas! Bună ziua, domnule regizor! Bine ai venit! Ați văzut proiectul de afiș? Da! L-ai văzut și dumneata? Da, l-am văzut și eu. Și ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut deloc. De ce? Pentru că pe afiș sunt trecut a cincea. Și ce e cu asta? Oh, domnule, dar eu nu am popularitate de a cincea, de cel puțin a doua sunt eu. Eu sunt chemată și la șușe. Afișul a fost întocmit în ordine de autor. Ce autor? Shakespeare. Ha, dacă Shakespeare ăsta ar ști că eu joc în piesa lui, m-ar trece prima. Cine altcineva ar putea să interpreteze mai bine decât mine scena în care îmi bagă un șiș în inimă? Mă rog, eu acum nu pot să te mai trec prima. Foarte bine, mă treceți ultima. Dacă vrei dumneata așa, foarte bine. Este perfect. Dar cu și. Cu și? Da, cu și. Adică îi treceți pe toți și la urmă cu litere mari și pe mine. N-am loc de și pentru că toată lumea e trecută la rând. A, așa este. Atunci mă treceți cucu. Cucu? Cucu. Adică îi treceți pe toți la rând și la urmă mă treceți și cu mine. Și pe mine. Și cu mine. N-am loc nici de și, nici de cu. Pentru că... îmi iese rândul de închenar. E, nu-i nimic, că m-ai înghesuit puțin să încap și eu. Nu cred că asta va fi vreo problemă pentru dumneavoastră. Afișele cu și cu și cu nu mai sunt la mod. Dar eu nu am spus și cu. Eu am spus numai cu și sau numai cu cu. Bine, dacă vreți dumneavoastră să trece și cu sau cu și, eu nu am nicio problemă, dar dacă nu încape, puteți să înlocuiți și cu cu sau cu cu și. Dar eu cred că tot mai drăguț ar fi și cu. O fi, dar dacă te trec pe dumneata, vor să vrea și alții, nu? Ei cu, pardon, ei și, în fine, mai bine mă treceți alături de, în colaborare cu,
mulțumită, Lu. Alături de... Împreună cu... Bine, dar nu sunteți toți împreună? Toți sunt împreună cu mine, alături de mine și numai cu mine. Și puteți să-i ștergeți pe toți ca să încapă. Da? Și cu... La revedere! La revedere! Și... Bravo! Mulțumesc din inimă! Bună seara, Dina! Nu mă mai treceți, bună seara. Bine! Bună seara! Bună cu seara! Cu și cu... Și cu... Cu cu, cu și... Îi dar cu litere mari! Îi mulțumim tare mult invitatului tău! Cine invitatul este? Meu este domnul actor Petre Pletosu și regizor de asemenea. Mulțumesc din inimă pentru ajutorul oferit! Seara! La mulți ani, Românie! La mulți ani tuturor! Mulțumim, mulțumim la fel. Mulțumim, mulțumim, mulțumim din suflet, o onoare pentru că ați fost alături de noi. Și un ajutor nepregătit. Aici se deschid porțile pentru dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Și nu uitați, și cu, și cu. A fost o onoare, o bucurie a sufletului, un privilegiu. Mulțumesc, mulțumim, din mulțumim din inimă. Bravo! Și cu, și cu mine, și... șterge pe toți ceilalți. Mi se pare normal. Funcționează și în competiția noastră, Adina? Eu așa aș fi vrut, dar nu. Raluca? Mi-a plăcut foarte mult momentul. Îți ies foarte bine aceste momente, pentru că ai mai fost acum câteva gale. Da, am văzut că m-ați încurajat și am zis da, să vin cu o scenetă și mai greu de interpretat, pentru că este practic un exercițiu de dicție, tu știi foarte bine. În gala În jurul lumii, parcă ai fost sau nu? Nu mai știu. La cupluri celebre, așa, stai că nu mai știam. Exact. Cupluri celebre și mi-a plăcut foarte mult. Iar de Revelion? Foarte mult și ținuta, este foarte sexy, ești foarte... Sexy. Mulțumesc. Așa, stă foarte, foarte bine. Nu am ce să spun. Dresurile îți plac? Da, de la dres la dres. Uite, mi-ar plăcut stiletul să fie puțin mai înalt, cu tocul ăla mai înalt de 12, cred că s-are 10 sau are 12. Că pare de aici, nu știu, de aici. Da. Îmi place tot. Mulțumesc. Mulțumesc, Raluca. Să vedem. Să vedem ce spun despre ținuta, Adina, te rog. Seara. Despre ciorap s-a tot vorbit, dar îmi place enorm cum vine toată clădăraia asta din tiul peste construcția pe care tu o ai, tipsacou. Îmi place centura, sigur că nu putem aplica neapărat în viața reală, adică nu cred că ai pleca neapărat în viața reală într-un body la un revelion, de ce nu până la urmă, dar nu cred că ai face neapărat asta. Dar până la urmă, până la urmă de ce nu? Cert e că ținuta are un aer de, nu știu, Rai 1, revelion, petrecere și un glam, are un glam, că de fapt asta este vorba. Înțelegi, ai adus în platou o idee de glamour în adevăratul sens al cuvântului, minus ciorapii care mie nu-mi plac, i-am spus și Raluca Dumitru și am explicat de ce nu-mi plac. Mi se pare talentată, este credibilă atunci când se apucă să facă tot felul de roluri în scenete și nu știu ce, realmente credibilă, adică nu e artificială, nu e falsă. Oprind bine tipul ăsta de scenarii, iar ținuta, bă, este o ținută de revelion la televizor. Bravo, dragă! Clar, ștrasurile pe aplicate trebuiau să nu fi fost aplicate. E foarte interesant această propunere de culoare pe sub dres, vine discret și îmi place foarte mult și acolo toată chestia asta este aplicată pe umeri, pe partea de sus, da, unui sacou. Da. Întoarce-te un pic, te rog. Fă o piruetă, da. Încerc. E foarte frumoasă. E aplicată frumos. Mă duce cu gândul către Gian Battista Valli, această construcție a ta din voal. Îmi place părul, îmi place machiajul, îmi place. Mă bucur din inimă. Eu stăteam la masă. Bună seara, bună seara. Se deschid porțile. Tu intri. Eu rămân încremenită. Deci asta a fost succesiunea faptelor. Atât de melodii. Atât de Rai 1, atât de... Măi, este o apariție, dar să ne înțelegem, adaptat prin faptul că ne referim la, face referire la, eu știu, melodii, Rai 1, emisiuni care, pe care le ține minte și care ne-au marcat, da, anii tinereții, asta nu înseamnă că ai vreun styling învechit. Este foarte actual styling-ul, din potrivă. Foarte actual styling-ul, culorile alese sunt divinisime, te pun splendid în valoare.
Machiajul ochilor, cercei. Machiajul ochilor, exact. Coafiura. Coafiura. Măi, Adina, ai venit, ai văzut, ai cucerit. O, oh, Doamne, mulțumesc din inimă. Splendidă. E, wow. Mulțumesc, nu mai am cuvinte. Sunt impresionată. Mamă, Adina, băi, băiatule, ce intrare. Băi, deci mi-a luat sufletul cu ea. Este o actriță de desăvârșită. Arată splendid. Iar ținuta mi-a dat knockout. Knockout. Aș purta, m-aș îmbrăca. Vreau și eu așa. E clar, Adina Halas. Vreau tot. Tot ce porți în seara asta. Bă, dar cum să o redescoperi pe Adina Halas după ce o știi de o viață? Datorită Bravo Stil. Asta e tot ce vreau. Mulțumesc. Mulțumesc. Felicitări, Adina! Vorbește și cu telespectatorii, te rog. Sunt foarte fericită, dragii mei, dacă și vouă v-a plăcut propunerea mea și vreți să mă susțineți în această competiție, mă puteți vota la 1206 cu indicativ 3. Revelion! Mulțumesc! 'Când eram mic, abia așteptam Revelionul pentru că acolo se strângeau toate fetele frumoase din cartier. Speram și noi să fim invitați și pe parcurs ne-am dat seama că eram cei mai speciali invitați, eu cu fratele meu și cu câțiva din locul nostru. Dar noi nu eram invitați, noi mergeam, știi, când era un bairam, nu știu, mergeam și noi. A, nu, la noi era cu invitație. Bă, și se dansa de dimineața până seara. Bă, nu conta ce mâncare se punea, ce nu. Pe noi ne interesa de... Bă, și când venea momentul ăla de blues, mam, că trebuia să alegi gagica. Dacă picai pe November Rain, care are 11 minute, da, ăla era. Erai... În 11 minute, îndrăgosteală. Trebuia să îi explicai ce și cum tot. E, aflai de la ea, tot. Fia, 11 stai, minute cum, alea, dacă le fructificai cum trebuie, fiate, gata. Victorie, cum? Fii atent cum dansam. Stai așa, fii atent. Ce-o mai fi copt, ce-o mai fi pus la cale, ce-i-o mai fi venit în minte, cu ce ținută vine, dar pe cine mai aduce în platou? Cumva tipul de întrebări care îmi vine inevitabil în minte atunci când urmează să o invit pe ea în scenă. Cred că v-ați dat deja opulența despre cine este vorba. Ruxy! Bună seara, ce faceți? Eu sunt Dana Super Negru și voi vii la Revelionul Oamenilor Triști și Singuri! Hai să începem, eu zic să intre invitații, deschideți porțile să începem! Am uitat să vă spun, n-are cine să vină, că suntem singuri, e singură, fă, și tu, și tu, toată lumea e singură, închideți porțile că nu vine nimeni.
Da, dar eu sunt aici, Dana Supernecru, să vă învăț cum să petreceți un revelion singur pe cinste. Dar știu că multe prieteni au plecat la cabană cu iubiții și tu ai rămas acasă singură ca proasta. Dar ai băgat scuza aia, știi ce zic? Oricum sunt obosită, vreau să dorm de revelion, să mă odihnesc, știi că oricum e doar o noapte, nu? Dar cu toate astea, tot ce-ți doresc să faci de revelion este să... Da, aia e, n-ai ce să faci, dar ștergi lacrimile și începi să mănânci tot pachetul pe care l-ai primit de la mama. Cozonac, sarmale, friptură, începi să bagi bine la stomac, după aia intri în țuica de la pet pe care ai primit-o cadou de la unchiul tău, dar o bei cu prestanță. Chiar dacă e singură, rămâi o doamnă în continuare. Te faci țiplă, te duci până în lift să-ți faci o poză ca să pară că a mers undeva, după aceea te întorci acasă pe canapea, te îmbraci în ceva comod și îți imaginezi o discuție cu iubitul tău imaginar, ascultați piesa preferată împreună, iar el îți spune... Hei, iubita mea! Bună, iubitul meu! Hei, mami! Hei, mami! Hei, tati! Nu poți să stai fără mine! Da, nu pot, dar tu poți să stai fără mine? La nicio fără mine! Și uite așa începe numărătoarea, se face ora 12 și realizez că am mai trecut un an greu în care ai umblat cu mulți rupți și totuși sper că anul viitor de Revelion să ajungi și tu să te... La mulți ani 2022! Woo! Vin? Da, de ce ați oprit piesa, că eram pe sistem aici? Chiar mă gândeam mai devreme, dar pe sistem nu mai vine nimeni, că mi-aș mai dori un pic să ne dansăm, să ne simțim bine. Da. Ruxi, bine ai venit în gală! Bună, Ilinca! Ce să zic, nu te-ai dezis nici astăzi, a fost un... Atât s-a putut. Sketch? Un monolog. Monolog. De oameni trei și singuri, da. Foarte interesant monologul tău. Și inspirațional, de ce nu? Cu siguranță multe fete se vor gândi... Da. Mai bine ce urmează să facă în noaptea dintre ani. Eu o să-mi permit să te citez, Ruxi, da? Așa. Când fetele sunt ridicate în slăv și sunt pupate în fund, totul e ok. Când se întâmplă ceva și ceva nu le convine, nu mai e nimic ok. Cui se adresează această A fost o chestie generală pe care am spus-o. Ei. Întrebarea a fost legată de... De ce crezi că o susține Panfile pe Viviana? Și am zis pentru că este singura care momentan o vorbește de bine sau, mă rog, o susține într-un fel, că nimeni nu vorbește de rău. O susține într-un fel, ești cea mai tare, cu toate că Raluca e prietena ei foarte bună, a lui Panfile. De ce s-a dezis ori susțină pe Raluca când e doar pentru că a zis o situație? N-a zis despre ea în general că e nașpa, ci doar pe situația aia că a mințit. Mm-hmm. Stai să le luăm cumva în ordine cronologică. Deci asta arată că dacă Raluca n-a pupat în fund, nu o mai susține. Când fetele sunt pupate în fund și ridicate în slăvi, sunt prietene cu tine. Când le spui ceva ce nu le convine, nu mai sunt prietene cu tine. M-ai întrebat legat de Panfile. Panfile de-aia susține pe Viana pentru că e singura care încă o mai pupă în fund pe Panfile. Deci nu o susține pe Raluca, care e prietena ei foarte bună de ani de zile. Pentru că a zis un adevăr care ei mi-a convenit. Eu cred că Viviana susține ceea ce simte ea că este corect și cum vedea lucrurile din punctul ei de vedere. Din ce discuții au fost, că Viviana e lua apărarea Mădălinei, la asta te referi? Da, eu cred că Viviana a considerat că este corect, a simțit nevoia să ia apărarea Mădălinei, Mădălina nefiind acolo în platou. Și asta simțitea că este corect. Asta e singurul lucru pe care l-am observat. Eu n-am observat absolut nimic. Nu știu, dar pe cine, cum. Fiecare susține pe cine vrea. Eu nu am ridicat un slăv pe Mădălina, doar într-o anumită situație mi-am spus o părere. Da, știu, și în acea situație ea a ales și ca doar cu tine să rămână. Și nu cred că Mădălina a mai vorbit asta și ieri, nu cred că Mădălina mi-acorde doar mie susținere, chiar astăzi mă uitam la ea pe stories și spunea și despre mine, și despre Ralu, și despre Adina, că îi place foarte mult, și despre tine, că ești foarte creativă și că te vede în finală, și public... Și a exprimat susținerea pentru mai multe concurente. Adică nu văd e posibil, nu știu, acum că arunci chestia asta către mine. Dacă vă uitați la cel story, o să vedeți că spune lucruri mult mai de impact despre alte concurente decât despre mine, că sunt creativă. Sunt creativă, ok, și? N-ai zis nimic de mine ca om. În schimb, de altele ai zis, ceea ce are mai mult impact decât de faptul că eu sunt creativă.
așa și eu pot zic de cineva, da, e frumoasă și are, e manierată sau nu știu, îmi place cum mănâncă. Ce am zis? N-am jignit-o, dar n-am zis mare lucru. Îmi place cum mănâncă. Dacă mă susține Mădălina, mulțumesc. Dar n-a fost despre tine vorba. A fost despre situația în general în platou. A fost despre situația generală în platou, nu despre tine. A, deci se adresează tuturor concurentelor, da, da, dar mai multe fete poate să confie, adică mai multe, nu știu. Și ți se adresează și ție, că și tu atunci când nu ai fost pupată în fund, ai avut de cine, de tine? Reacții, nu, de la mine niciodată. A, măcar nu eu n-am zis ceva. Mă refer că nu ai primit notele pe care tu ți le-ai dorit. Am folosit exprimarea. Dar eu vorbeam de colegile noastre, nu de juriu. În momentul în care Rux i-a adus aminte de ridicarea în slăv, eu m-am gândit foarte mult și la juriu. Pentru că atunci când juriul nu a punctat-o pe Rux așa cum ea se aștepta, a avut câteva schimbări de atitudine. Ulterior am înțeles că Ruxi se referea strict la fete, dar până acum nu mi s-a părut că cineva a ridicat pe altcineva în slef, că doar suntem într-o competiție și na, ne lăudăm dacă e cazul, dar nu cred că a sărutat cineva pe altcineva în fund, așa că... Înțelegi, vorbeam strict de colegi. Dar aici nu cred că s-a pupat niciuna cu niciuna. Eu mă gândeam... Dar n-am ce nume să dau. Am dat nume deja. Ce nume le trimit? Eu vorbim de strict de cu situația aia. De Mădălina, da, acum te-am întrebat și ai spus că da, se referă în general la mai multe concurente. Dăm nume. Nu am ce nume să-ți mai dau. Am vorbit strict de situația cu Panfile și mi se pare că e o chestie generală, adică... Nu. Poate și eu, cum și ea. Poate și eu sunt inclusă, nu știu. Probabil Mădălina vrea să susțină anumite persoane ca să nu câștige persoanele pe care nu le place ea. Nu pentru că ar vrea să câștige alea pe care le susține, ci ca să nu câștige persoanele care nu vor să câștige ea. Ai spus mai devreme că te miri că Mădălina nu o susține pe Raluca, prietena ei declarată. Da. Și din spusele tale că o susține pe Viviana. Te intrigă asta? Nu neapărat că mă intrigă, dar dacă era prietena mea de atâția ani, era normal să o susțin pe ea chiar dacă nici o îndăneam. Ce zici, Raluca? Este alegerea fiecăruia. Eu nu pot să oblig pe nimeni sau să impun să mă susțină pe mine. Ea susține exact pe cine simte, pe cine vrea. Ea știe cel mai bine. Eu nu pot să mă pun nici în locul ei, nici în mintea ei. Eu vorbesc în continuare cu Mădălina, pentru că mai povestim de pe aici, de pe la emisiune. Chiar ieri am vorbit cu ea și mă întreba care mai este situația aici. Dar de susținerea pe care, iată, Rux spune că o acordă Viviane, i-ai întrebat-o? Nu, uite, n-am întrebat-o, chiar am și uitat să o întreb, pentru că după aia mi-a zis ea, stai că trebuie să răspund la telefon și vorbim. Și n-am mai apucat să vorbim. Dar întreb încă o dată, această susținere se referă la acel comentariu? Nu, la mai poza multe mea? Chestii. Păi, asta spun că ea a pus la stories că susține mai multe fete, dă like-uri mai multor fete. Nu înțeleg de ce anume consider... N-am voie la o părere mereu când ai ceva de zis, spui, este strict părerea mea și țin la ea. Asta o să răspund și eu acum, este strict părerea mea și țin la ea. Bun. Hai să vedem cum arată și ținuta pe care o propune Rupsi. Mai postau, e foarte grea, deci simt că mi se rupe mijlocul, rochia. Păi să-l rugăm pe Victor să te ajute, să o dea jos. Nu, că n-are forță să mi-o ridice. Nu să o ridice, să o dea jos. Să o dea jos, trebuie să o ridice și nu cred că poate. Ce să ridice? Să ridici rochia, Victor. Faci întindere dacă o ridici asta. Ia auzi. Păi hai să le întrebăm atunci pe fete, cum arată rochia? Cum vi s-a părut momentul? Viviana. Mi-a plăcut foarte mult și momentul, îmi place de asemenea și ținuta. Îți vine foarte bine combinația asta alb-negru, te-am mai văzut de câteva ori în emisiune și mi se pare că ți se potrivește foarte mult. Îmi place accesoriul de la gât, accentuează foarte frumos partea de sus. Păi e frac, reinterpretat. În ochii mei poate fi un choker. Da, e papionul de la frac. Da. Și îmi place că ai ales să vii cu pantaloni, decât să fie costum cu această fustă și trenă. Mi se pare mulțumesc. Că te complimentează foarte frumos. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, fetelor. Hai să vedem ce spun jurații despre moment și ținută Rux în fața lor. Bună seara. Mă omori. Măi, bună seara, Ruxi. Că mă omori. De ce? Ținuta pe care o porți este una dintre cele mai spectaculoase și fine și rafinate ținute pe care le-am văzut în toate sezoanele Bravo Stil. Atât am de spus. Mulțumesc. Este foarte editorial.
Îmi place foarte mult partea de jos, la fel de mult îmi place și partea de sus, dar partea de sus este des întâlnită și atunci mă leg foarte mult de partea de jos. Aceste cercuri, mă și întreb cum sunt cusute toate în talie sau da, sunt deci, suprapuse? Astea două sunt o rochie cu varii toată și asta e o fustă pe care o iau pe sub și... Și materialul negru este altă structură sau din da, totul e altceva. Da? Da, interesant, foarte frumos pentru că și nu e pus pe balenă și crinolină și mă rog. M-aș fi așteptat să zmărească foarte tare zona de, de sub talie, dar nu se întâmplă. Ai avut atenție la detaliu. Da, este o ținută editorial. Poți să funcționezi chiar într-o seară singură pentru că ți-ai ales bine și make-up-ul. Și-a machiat ochii, nu și-a machiat buzele. Mi se pare că mi-oferă niște, nu doar mie, dar pe înțelesul meu așa stau lucrurile. Rare ori eu pot accepta și buzele și ochii, știi? Și în contextul acestui revelion ea ar fi putut să exagereze și nu a făcut-o, lucru care mi s-a părut că iarăși a combinat foarte bine commercial cu edgy, cu acest, această zonă de fashion. Bravo, Roxy, te-ai descurcat minunat. Mulțumesc. Bravo. Îmi plac foarte mult referințele, îmi place grafismul ținutei, da, sunt de acord cu Raluca, este foarte bine executată, e foarte rafinată. Ai ceva și de Victor Victoria, da, pentru că avem masculin-feminin, dar și de Alice în Țara Minunilor, dar și din greutatea și umorul, până la urmă, pe care îl practică în fiecare colecție, Tom Brown, este o ținută impecabilă. Felicitări! Mulțumesc! Note. Bravo, dragă, impecabilă! Mulțumesc. Mamă! Bravo! Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! Lidie, felicitări, Ruxi! Vorbește și cu telespectatorii, te rog! Bună, ce faceți? Sunt și om. Cu toți suntem oameni și sunt un om care are nevoie de voturile voastre ca să poată să mai facă să care asemenea greutăți pe el. Votați 8 la 1206. Hei! Mulțumesc! S-a dus încă Victor, mă, uite-i, mă, poză de familie, mă. Ce frumos alb negru! Da, vă stăm bine alb negru, exact. Da, uite, puteți acolo amândoi. Hai, fete, să plecăm acasă, că pot să propună ăștia micii doi. Sunt trei camere așa principale. Da. Dispuse la etaj, pe un culoar, la etaj. Da. Doamne, am urât întotdeauna camerele alea. Camerele au o singură baie pentru că ele comunică între ele. Ele au o ușă, știi? Mm-hmm. Și practic poți să intri prin ușa respectivă în cealaltă cameră. Unde e baia? Camere. Baia este pe hol? Baia camerele este au când hol ai comun? Plecat din camera mea, te împiedici într-a ta și ajungi în camera lui Victor, care dă-mi baia mea, care tu împiedicată vin baia noastră, care este o singură baie comună cu exact. Și cu alte cuvinte, când intrase Victor acolo în baia aia, că el a vrut să facă nu știu ce și a intrat și tu și în baie, și... Vai, scuză-mă, s-a întâmplat, acolo, n-am știut că ești acolo. Exact. Rămâne cu noi în baie. Exact. Și s-a blocat ușa. Da. Ele la hotel mereu sunt, în... sunt închise ele. Da, da, nu știi. Stai și te gândești. Dacă are cheia cel din camera aia. Așa mă gândesc și eu, știi? Da. N-am suportat camerele astea. Chiar în ultima vacanță așa a fost, știi? Telespectatorii sunt cu ochii pe voi, fetelor. Telespectatorii vă votează, vă susțin, iar susținerea lor este esențială, mai ales în acest punct al competiției. Trimiteți SMS la 1206 doar cu indicativul preferatei voastre. Costul unui vot valid este de 1,25 de euro per SMS, TVA inclus. Tariful este valabil în rețelele Vodafone, Orange, Postpay, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de euro per SMS, TVA inclus, valabil pentru Orange Prepay. Treceam eu astăzi, înainte de începerea emisiunii, pe holuri, mă duceam în diverse locuri să facem poze, să nu știu ce, și tot o auzeam pe Melina. Mama, am pregătit un moment neașteptat pentru gala asta, nimeni nu se așteaptă la așa ceva. Stați să vedeți ce iese, stați să vedeți ce se întâmplă. Vă dați seama acum că sunt curioasă, fiartă sunt de curioasă și mai îmi place ceva, că e îndrăzneață. Mult îmi place. Melina!
vedetare! Mulțumesc. Melina, bine ai venit în gala asta, bine. Da, petrecere. Nici știu dacă e de Revelion sau de după Revelion. Este de după Revelion. Am să vă invit pe toți aici sus lângă mine și am să te rog, Melina, să mă ajut să-i prezentăm pe toți, păi, colegii, da, tăi. Chiar îmi doresc că... foarte mult, da, să-i prezint. Aceștia mai mici de aici care sunt, bine, și domnul mare, sunt trupa mea pe care o produc, trupa de adolescenți 16, puteți intrați pe YouTube, o să-i găsiți acolo. Îl avem pe Dumi, a cărei piesă i-am cântat o data trecută în gala super, România. Super, super piesă, Dumi. Versurile super. Îi aparțin și Rareș, împreună cu care am această piesă. Bună seara! Și, nu în ultimul rând, câțiva colegi de la Războinici care au reușit să ajungă, pentru că toată lumea e prin vacanțe. Na, nu a fost așa de ușor. S-a cântat și live, asta dacă cineva s-a întrebat, să știți. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați fost alături de noi. Și da, un revelion pe cinste. Aș veni și eu la revelionul vostru, așa să știți, dacă mă invitați. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, băi, vă mulțumesc din suflet. Porțile se deschid pentru voi. Mulțumesc tare mult. Pa! Ne vedem la petrecerea adevărată la Musti. Da? Melina, am înțeles că e o întrecere între tine și Raluca. Da! Nu, glumesc. Ne alargă mai repede, a? Și ne alargă mai repede? Da. Nu, pe este, nu, mai tare nu pe cred tocuri, că este o întrecere, da. Nu știu, nu cred, că nici ea nu cred că consideră acest lucru, că este o întrecere, te referi poate din punct de vedere al dansului sau la ce? Păi nu știu, că, voi adică, că noi suntem un battle. A, da, dar asta spuneam și că e foarte greu ca timp. Noi abia ne reușim să ne... Eu cel puțin, stai să vorbesc în numele meu mai bine. Eu abia reușesc să pe zi... De pe o zi pe alta să-mi pregătesc momentele, ținutele, invitații și toate cele. Este un pic mai dificil. Dar să vedem, poate o să facem, o să facem cum am făcut și cu Rux când am vorbit că o să facem o ținută. A trecut ceva timp, tot cu toții ați uitat și ulterior am pregătit ținuta cu Rux. Competiția o să fie din ce în ce mai strânsă. Clar! Clar, cine o să fie cea mai susținută, cine o să aibă ținute bune, o să rămână. E important că avem și ne dăm interesul cât mai mult toate, pentru că atunci când vedem că sunt atâtea fete talentate, vrei și tu și mai mult și mai mult și mai mult și o să devină din ce în ce mai interesantă această emisiune, cu siguranță. În seara asta ți se pare că și-a dat interesul? În seara asta nu mi se pare, adică îmi place ținuta, rochea îmi place, dar eu aș făcut-o dintr-un material mai prețios. Adică aș făcut partea de sus din mătase, volanele aș făcut din voal din mătase, să fie mai prețioasă mai pentru Revelion sau un alt tip de material. Nu-mi place materialul rochiei, modelul nu-mi displace, nici centura pe care ai pus-o cu acea fundiță nu este genul meu, adică dacă ai fi vrut să pui o centură, aș fi pus o centură ori mai prețioasă, ori din piele cu ceva, o cataramă cu pietre. În rest, cercei, ce-ai pus acel lanț, colier... La gât îmi place, nici claciu nu mă omoară, cam atât. Toate bune, sau mă rog, aproape toate bune, acum dar vedem. Jurații elucidează misterul ținutei chiar acum în fața lor, Melina. Bonsoir, dragă, bine ai venit! Bine v-am găsit. Uite, vezi, spreosebire de colegele tale, mie tocmai negrola îmi place, care marchează talia și nu-mi displace cureaua. Nu mă omor nici eu după materialul rochiei, dar e o rochie care îți vine bine. La accesorizare întâmpinăm niște probleme destul de vizibile, pentru că, uite, de exemplu, claciul nu se potrivește absolut deloc cu centura, nu se potrivește cu stylingul, nu-mi place cum se asociază cu încălțările, deși ele nu se văd foarte tare. Există un mic leș aici, pentru că vezi tu cercei care intră în colier, dar ele de fapt se potrivesc în același timp și aș făcut ceva un pic mai digrand dacă tot intră unele între altele și nu mă omor după coafiură foarte tare. Te-ai urcat la un moment dat pe podium, ai devenit campioană și dintr-o dată la fel de repede ai coborât. Uite, asta e demonstrația că e foarte greu să rămâi în vârf. Mulți au de demonstrat. Dar dacă o demonstrezi într-un timp scurt, doar pentru două ediții și noții tot așa, ar fi destul de nasol. Uite, așa se întâmplă cu tine. După ultima ta apariție, aceea unde tu reinterpretai cercei, îi puneai pe aici, îi puneai pe codițe, veneai cu o coafiură extraordinară, o adaptare ultramodernă a acelei propuneri adusă în 2022, apare astăzi ca și cum ai fi cu mulți, mulți ani în urmă. Rochia pe care o porți... Este foarte rafinată tocmai prin cromatică. Cureaua aceea neagră
exact cum a punctat Moniz, și volanele acelea, fundea de cristale, alea sunt tot clul ținutei. Exact, ăla e clul. Deci ăla este clul. De acolo încolo s-a pierdut intenția pe drum. Ce caută claciul ăla de plexi, cercei intră în colier, nu că nu mi-ar plăcea lucrul ăsta, dar ar trebui un anumit tip de colier. Materialul din partea de sus a rochii nu se pretează pentru mâinile la goale. Deci, în fine, avem mai multe extorsiuni. Momentul mi-a plăcut, oricum tu ești pe drumul cel bun cu siguranță. Și sandalele sunt frumoase. Mulțumesc. Note, vă rog. Avem note. Mulțumesc. Chiar pe drumul cel bun, pentru că da, asta e egală nota asta. E foarte bine. Melina, tu erai cea pe care o așteptam cel mai tare să o văd astăzi în platou. Așteptam surpriza, pentru că numai așa ai venit. Tot ai fost într-un crescent. Păi mai trebuie să facem și surprize neplăcute. Îmi pare rău. Mulțumesc frumos. Nicio problemă. Mulțumesc frumos. Melina, vorbește și cu telespectatorii, te rog. Dragilor, dacă vă place de mine, eu încerc să fiu în fiecare zi mai bună, să învăț. Dacă vă place ceea ce fac, 6 la 1206. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Melina, revelionul, de fapt nu revelionul, a fost un bairam. A fost un bairam în toată regula, un bairam spontan. Pe vremea mea nu trebuia să fii invitat, auzeai în cartier o muzică, detectai de unde vine și te duceai frumos și băteai la ușă. Am venit și luai o sticlă de vin de ceva, nu veneai cu mâna goală. Cam asta s-a întâmplat în platou. Ceva de pe vremea mea. Nu ne-am gândit până acolo pe egale eliminatorii. Însă este o competiție, fetelor. Doar una va fi câștigătoare. Concurenta care în această gală este eliminată... Asta a fost șocul zilei. Nu știu cum să descriu ce simt și... Bravo Still Celebrities este o emisiune înregistrată, așa că toate voturile pe care voi le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare la înregistrarea ediției de gală eliminatorie. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Super implicată în cadrul competiției noastre și extrem de bătăioasă este și următoarea concurentă. De obicei, în gale ne surprinde și nu numai în gale, de ce spun asta. Așa că nici astăzi sunt convinsă că nu se va lăsa mai prejos. Cum? Iată cum. Viviana!
Dângală, Viviana Canajambe, alături de noi din nou. Canajambe, Bogdan, artistul și Alex Cojo au fost astăzi alături de mine și le mulțumesc din tot sufletul. Îi mulțumesc și domnului Dan Bursuc pentru că ne-a ajutat încă o dată să aducem un moment frumos aici pe scenă. Chiar mă întrebam, dar nu mai dansăm și noi? Asta, nu mai simțim și noi sistemul ceva? Dar puteți să-i rugăm pe regii ăștia frumoși de la Canajambe să mai... facă puțin o piesă, că vreau și să dansez acolo cu ei. Ia, dar vin aici, ia. Mai cântăm o dată cu hoțule. Ia mai dăm da, pasa cu hoțule, hoțule, da? Da, cu hoțule. Poate un altfel de rebelion, adică n-ai cum nu altfel. Există, sunt superbi, superbi, superbi. Noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Da, aș veni și cu voi la un rebelion, de ce nu, pentru că ne simțim bine pe muzica voastră. Băieți, vă mulțumesc tare mult, arătați într-un fel, face spectacol, ce fel. Să mai... Noi vă mulțumim frumos. Oricând vă așteptăm cu mare drag în platoul Bravo Ai Stil, Canajambe! Canajambe, Bogdan, mulțumim și noi, vă mulțumim frumos! Ca de fiecare dată. Ce frumos. Bă, băiat, Canajambe, uite, uitați Canajambe ce s-a întâmplat, da. Deci ăsta este inelul, da? Ăsta este degetul, de a ta aplauta și de a dansa. Nu știu dacă se poate vedea. Am vânătaie, mi s-a învinețit degetul. Mi s-a învinețit degetul, este vânăt. Pentru că a bătut ăsta, uite, ăsta. Uite, dacă face așa, uite-l. Ăsta face vânătaie pe degetul ăsta. Știi ce aș vrea să te întreb? Dacă tu consider că în acest moment fetele te văd ca un pericol real pentru ele, având în vedere discuțiile despre susținerea pe care Ruxi spune că Mădălina ți-o acordă în special ție. Oricum ele au simțit un pericol în mine, nu neapărat acum că a plecat Mădălina, din totdeauna. Ruxi a avut ceva de comentat la adresa mea și, într-adevăr, Mădălina avea foarte mulți susținători și ele probabil își fac griji unde vor merge acele voturi, unde vor merge acei susținători, către cine se vor... Nu? Faptul că spunem o realitate, că spunem niște chestii pe care le vedem, nu înseamnă că de ce am fi îngrijorate, că nu înțeleg. În cazul Vivianei, întotdeauna este ceva, știi? Ori că ești frustrată pe ea, ori că ți-e frică de ea, întotdeauna este despre ea, știi? Cam asta e chestia. Nu poți să mai spui ceva, pentru că, vai, Doamne, ori ai ceva personal cu ea, ori, Doamne, fește, nu știu ce bazaconia mai spus ea, dar nu este cazul. A, poți să se îndrepte, dar asta nu înseamnă că este cuiva frică de ea. Publicul te place sau nu? Publicul nu poate fi influențat de un alt concurent care a părăsit competiția. Pur și simplu, te place sau nu? Și te poate plăcea într-un moment, în altul să nu te placă. Nu cred în migrarea asta a voturilor. Fiecare susține pe cine vrea, referitor la Mădălina. Dacă ea o susține pe Viviana, bravo ei. Știe ea de ce a ales-o. Nu trebuie să știm noi. Și... referitor la publicul, clar, cum a spus și Adina, publicul o să aleagă în ce parte o să se ducă. Asta nu înseamnă că dacă a susținut-o pe Mădălina, acum toată lumea care a susținut-o pe Mădălina o vor susține și pe Viviana. Dar eu n-am văzut pericol nicio fată de aici. Nu există că o cred pe Viviana periculoasă sau... Este foarte ok să ai o părere bună despre tine, dar este total greșit să ți-o iei în cap, știi? Poți să-i spui să stea liniște, că nu este absolut nimănui frică de ea în această competiție. Dacă e ca fetele să mă vadă un pericol real, mă vor vedea tocmai datorită lucrurilor pe care le fac aici în emisiune. Nu a susținerii pe care o primesc pe internet. Acolo, într-adevăr, părerile sunt împărțite. Am și oameni care sunt de partea mea și cărora le mulțumesc, am și oameni care nu m-au la inimă. Acum, legat de... această discuție cu Mădălina, cu susținerea din partea Mădălinei, v-am spus, nu am ce detalii să vă dau, încă nu am vorbit cu Mădălina, încă nu am văzut și eu susținerea din partea oamenilor ei, adică nu cred că... Nu ai văzut? Adică tu, dacă ai stat și ai analizat, nu știu, mesajele de pe internet, poate au venit mai multe în ultima perioadă înspre tine. Au venit foarte multe mesaje în ultimul timp, datorate de momentul de 1 decembrie, în care oamenii au fost impresionați de
piesă, de moment, de mine, de ținută. Și alea au fost mesajele pe care le-am primit în număr mult mai mare decât le primesc de obicei. Mm-hmm. Și pentru asta m-am bucurat. În schimb, legat de plecarea Mădălinei, nu am ce să vă spun, pentru că de plecare, de susținere. Da, păi, Măda a plecat de ceva timp. Adică ar fi venit de atunci susținerea, mă gândesc, nu? Imediat după, sau nu știu, așa o gândesc eu. Cumva fetele poate că se întreabă, și le frământă asta, către cine vor merge voturile pe care le-a adunat Mădălina în cadrul competiției noastre, care n-au fost puține. Nicoleta, tu ce părere ai? În trecut eram de părere și îmi susțin părerea că acele voturi nu erau voturile publicului, erau voturile ei. Apucasem să spun într-o emisiune, pentru că nu ai cum să fii săptămâna aceasta ultima în clasament și într-o săptămână să o detronezi pe Sensi, în condițiile în care emisiunea în care Sensi ruga publicul să nu mai voteze încă nu se difuzase pe post. Dar nu cred că Mădălina a fost pe ultimul loc. Adică... Ba da, ea avea 3, nu știu cât la sută și într-o săptămână a avut 20 și ceva la sută. De aceea eu am crezut că s-a întâmplat imediat după discuția cu Ioana, în care ea o acuza pe Ioana că și-a voturi și brusc într-o săptămână ea a ajuns pe locul 2. Mie asta mi s-a părut, n-ai cum, mie, nu știu, fine, poate nu-s eu bună la matematică, dar dacă ar fi să fie reale... Eu n-am vreun motiv de grijă, pentru că așa cum sunt oameni care o plac pe Viviana, așa sunt oameni care mă plac pe mine sau pe Rux sau pe Raluca și așa mai departe. Nu. Deci atunci nu stă în picioare discuția din punctul tău de vedere, având în... Nu, din punctul meu de vedere nu. Bun. Crezi că își dă Viviana prea multă importanță? Adică cumva tot ce se întâmplă în această competiție are legătură cu ea sau tu ai spus că orice se întâmplă, totul e despre ea? Da, are o părere foarte bună despre ea. Bine, asta nu este un lucru rău, dar atunci când este ceva ce nu-i convine, cumva o face lucrurile să fie despre ea, cumva. Nu știu cum să-ți explic acum. Când ceva nu-i convine? Întotdeauna dacă spunem ceva sau ceva, ea are impresia că e despre ea. Când poate unor nu este, poate vorbim la general sau poate... Dai un exemplu concret să-mi păi dau nu seama știu, la că am avut discuția asta în culise și știam exact, dar acum chiar nu mă sincronizez puțin. Pentru că așa mi se pare că eu nu mă bag peste alte situații sau nu iau cuvântul nu e despre mine. Dar când e despre mine, o discuție în care sunt implicată, mi se pare normal să discut și să-mi spun punctul de vedere. Nu cred că m-am băgat peste altcineva sau să Viana, chiar să duc atenția către mine. Iar m-a fost mai devreme când eram eu în față și am zis că pamflet te susține, tu ai zis că dar ce pamflet nu poate să mă susține pentru cine sunt și ce fac aici? Și nu era vorba păi da, pentru asta. Că ai dat-o ca și cum. Nu era vorba. Eu pamflet, se înțelegea. Singurul lucru pentru care Mădălina ar putea să mă susține este pentru că exact, eu tu ai luat am... așa pentru că ai crezut că e despre tine totul. Era vorba nu despre alegerea dar eram, pe care a făcut-o Mădălina. Discuție, eram nu de discuție. Ce a făcut alegerea aia și ce motive are ca să susțină pe asta. Era alegerea pe care a făcut-o ea. Tu ai luat-o ca și cum a fost despre tine și tu nu ai fi suficient de bună ca să fii votată de Mădălina sau nu știu. Tu ai înțeles asta. Ție, Ruxi, ți se pare la fel că e totul despre Viviana? Da, eu am mai zis asta. Ea cumva le ia. Ca și cum e despre ea, e... Le ia foarte personal, chiar când nu e despre ea, e așa un fel de... Tu am dat exemplu ăsta, na. Mai dar de ce crezi că face asta? Nu știu, cred că așa e ea. Nu știu. Habar n-am. Cred că așa e ea, habar n-am. Raluca? Ea a zis în gala, care gala? Gala trecută, că i s-a urcat la cap faima aici. Aia a fost și... strict legat, a fost o remarcă legată de clasament. Nu consider că până acum în competiție... Am încercat să epatez sau să mă dau mare sau nu, dar încredere în mine voi avea pentru că știu ce bine. Pun la bătaie în competiția asta, sunt foarte sigură pe mine și asta, nu știu, încurajez pe oricine, chit că e fată, chit că e băiat, chit că e într-o competiție, chit că e în viața de zi cu zi, trebuie să ai încredere în tine, desigur, păstrând o doză de modestie pe care eu cred că, de care cred că am dat dovadă de-a lungul timpului. Raluca? Da, este bine să ai încredere în tine, este normal, mai ales că ești într-o competiție, vrei să demonstrezi, adică nu văd, fiecare reacționează într-un anumit fel. Dacă ea reacționează așa, încrezătoare și îi place ceea ce face, se simte bine, bravo ție. Nu era vorba de asta, da? Era vorba că duce cumva discuția înspre ea întotdeauna. Păi este normal să o ducă spre ea, că doar nu o duce spre mine sau spre altă fată. Toate atunci când suntem în față, da, ducem discuția unde vrem noi să o ducem.
Numai se referă că da? Ea are impresia că de fiat dacă noi spunem ceva, este despre ea, când nu este despre poate ea. Poate și că dacă mi-ai dat un exemplu mai mult, concret, tu ai dat un exemplu, poate, da, și poate înțelege, și din, dar nu ai niciun exemplu concret, tu vorbești în general. Nu, eu spuneam și acum în general, la ce s-au întâmplat multe lucruri în care eu nu cred că am acționat așa cum spui tu. Dacă nu, Viana, eu acum ai explicat mie ce a vrut să spună Ruxi și ți-aș da cu drag un exemplu, chiar am discutat în culise, nu știu că am fost întrebată chestia asta și știu că am răspuns, pur și simplu acum am un... Nu ai dat nici în culise niciun exemplu. Că de asta te-am întrebat acum. Întrebarea asta. Ai răspuns, dar nu ai dat un exemplu. Păi da, dar ea întrebarea, exemplu, nu mai știu care a fost întrebarea, dar am răspuns la ea asta pe baza ceea ce am fost întrebată. Asta zic, tot același lucru ai spus, dar nu ai reușit să-ți aduci aminte un exemplu concret. Asta acum încerc să-ți... Acum nu mi-amintesc nici măcar întrebarea. Dar lasă că dacă mă întrebați iar după voi, da, trebuie să fac o recapitulare. Okay. Chiar nu mi-amintesc, nu știu. Decât să vorbesc despre ceva ce pur și simplu nu mi-amintesc, mai înseamnă că nu a fost chiar atât de deranjantă această atitudine despre care vorbești, că nici nu ți aduce aminte un exemplu clar, că așa. Nu, da, eu n-am dacă zis că m-a dacă e o chestie spus... legată de comportamentul meu, ar fi probabil în fiecare zi și ai avea exemple. Doamne Viana, dar de ce e așa? N-a spus nimeni că este deranjat și dacă tu ai crede că este totul despre tine și te-ai umfla în pene pe aici și te crede cea mai bună, n-ar fi, eu cel puțin nu aș fi deranjat. Adică cine a spus că-s deranjată sau că ar fi altcineva deranjat? Bun, hai să vedem cum arată ținuta, acum v-a plăcut momentul pe care l-a pus în scenă Viviana. Ruxi. E ținută foarte strălucitoare, îți vine bine că strălucește. Singura chestie este că ai corset exact ca și gala trecută, când ai pus peste blană un corset, cumva ai rămas blocată pe zona aceea. Și ce dar îți vine foarte asta? Bine. Și tu ai mai avut costume și tu ai mai avut lucruri care se aseamănă între ele. Mi se pare că nu are legătură. Da, ăsta este un corset. Atunci am vrut să creezi ideea de rochie. Ăsta e foarte bine ținută, felicitări. Mulțumesc, Ruxi. Raluca. Îmi place foarte mult, mi-a plăcut foarte mult momentul și ținuta îmi place foarte mult, cunosc designerul, am probat și eu această ținută. Tot pentru această gală? Nu pentru această gală, pentru o ediție normală, dar nu este am la vrut... Madalina este într-adevăr același nu, designer, este altă ținută pe argintiu. Stai să-mi termin și o idee. Este o ținută asemănătoare, eu n-am vrut să vin cu ea pentru că a venit Madalina pe auriu și este foarte asemănător cu ținuta pe argintiu, tot de la același designer. Pentru că a fost ea înainte și să nu se spună că am copiat ținuta. Dar ținuta este foarte frumoasă, designerul este foarte talentat, doar că a și venit cu o altă ținută la gală. Având în vedere că Madalina a purtat într-o ediție normală o ținută asemănătoare pe auriu. Dacă aș fi considerat nu este că o răutate, am copiat stai pe cineva, nu aș fi venit îmbrăcat așa, îți dai seama. Poftim? Dar zic, dacă aș fi considerat că eu copiez pe cineva cu această ținută, nu aș fi Madalina, venit cred că nu a așa. Avut cizmele din paiete sau le-a avut că nu mai ținte. Nu, a avut piete din lac. Așa, de pe cap. Nici măcar lucrul nu este așa la designer. Am luat mai multe... Capa din... Ba da, da, capa este un pic pantaloni. Ok. În funcție asta am gândit eu. Bun. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, fetelor. Haideți să ascultăm ce au de spus jurații despre ținută și moment Viviana în fața lor. Acel brâu trebuia să fie mult mai bine strâns și mi-ar fi plăcut ca acest detaliu care urcă să fie urcat un pic mai sus, să fie avut un... înțeles? Să se... da, dar înțeleg. Ai acolo un sacou, acela e un sacou sau e da, o e un sacou, e un sacou. Da? Uite, și acolo mi se pare că îți dă un volum în plus și pentru că eu de fiecare dată am fost acuzat și nu e pe nedrept, trebuie să punctăm ce e mișto și ce asta nu e mișto. Asta este strâns bine, nu l-aș fi putut strânge mai bine că nu mai puteam să... Am această problemă, Viviana. Știu, că ești foarte atent la detalii. Se strâng foarte mult în zona de sus și nu mai înțeleg situația, este foarte aglomerat acolo. E un styling care funcționează în situația de revelion, dar ai un mic defect. Ești aglomerată în zona pieptului, bustului. Mi-a părut rău pentru ea că nu a excelat astăzi, pentru că e o concurentă bună. Ținuta pe care a portat-o Madalina, cea aurie, avea un corset și avea o glugă. Însă, mergea cu totul într-o altă zonă, avea cizme fără toc, adică tu ai dus ținuta într-o Narnia, într-o prințesa zăpezii. Tu ai cizme lungi, făcute din același material cu restul ținutei. Cizmele vin foarte bine, au lungimea potrivită, despre ele tot spuneam toate aceste
tot acest sezon, care ar trebui să termine, dacă poți să arăți la cameră, se termină 5 zile exact acolo unde începe sacou. Deci nu lasă deloc să se vadă piele. Corsetul adevărat că putea fi puțin mai strâns, numai că este foarte greu prin această mare de material să strângi foarte mult corsetul. Știu despre ce este vorba, adică fizic vorbind. Îmi place în pachetarea asta, cum te-a măcinat styling-ul ăsta, așa, Măi, arăți ca o zână a zăpezii, o zână a gheții, o ce vrei tu. Îmi place foarte mult ceea ce porți și da, este potrivit pentru o artistă, pentru un revelion, pentru o artistă. Ținuta Viviane mi-a plăcut la disperarea creasă a zăpezii. Tot, de la minutul zero până la minutul, câte minute au fost pe momentul lui Viviana, mi-a plăcut tot. În ceea ce urește styling-ul, nu aveai foarte mare lucru ce să faci, pentru că este un total look pe care tu l-ai luat și care îți vine superbisim. Ești o regina a gheții. Eu aș fi renunțat la asta de pe cap, deși îți vine bine, dar mă uit la spate, pentru că coada e foarte anemică în comparație cu structura asta imperială a mantiei. Adică tu ești toată oxena a zăpezilor și apare o codițeică. Ori n-apărea codițeica, ori făceam o coadă mai bogată, ori făceam o altă coafiură. Dar machiajul îmi place, ținuta îți vine impecabil, momentul a fost superb. Bravo! Cu părere de rău. Mulțumesc! Am vrut să fac o rimă cu Victor, dar nu-mi venea ceva, foaie verde, carusel, vine Victor... Ușurel, vine Victor, hai pe el! A, foaie verde, carusel, vine Victor, hai pe el! Hai pe el! Mulțumesc! Felicitări, Viviana, vorbește și cu telespectatorii, te rog. Dragii mei, vă mulțumesc pentru susținere. Sper că v-a plăcut momentul meu alături de Canagean, alături de Bogdan Artistu și Alex Cojo. Mulțumesc, Dan Bursuc. Și vă doresc din tot sufletul să aveți sărbători frumoase alături de cei dragi. Să vă uitați în continuare la Bravo Estil și să ne susțineți. Mulțumim! Mulțumesc tare mult! Cânt eu o melodie, da, și tu da, o recit. Zi. Stai să-mi vezi vocea. Iubire de altă dată. Vaporul de altă dată. Vaporul de altă dată. A naufragiat. A naufragiat. Și gol. Și gol. Și cel din urmă val. Și cel din urmă val. Ne-a dus pe cât un mal. Ne-a dus pe cât un mal. Pe mine, pe tine. Pe mine, pe tine. Iubire. Iubire. Atâta e. Atâta e. Nu, atâta e melodia. Nu, atâta e melodia. Inima mea. Noi nu l-am făcut pe Păunescu. L-am făcut pe ăsta. Inima mea. Inima mea. Te-ai strâns? Inima mea. Cum mă? Cât de sus trebuie să vină una dintre toate cântăreții să diamantele. Ce notă? Fetelor, a fost o gală absolut superbă. Sincer, nu știu dacă în viața mea de zi cu zi m-aș distra așa de bine la Revelion pe cum am făcut-o aici, în platou, alături de voi. Vă felicit pe fiecare în parte. Însă, din păcate... Ce din păcate? Plecați toate acasă. Victor are doar 2 stele de oferit. Mi-ați plăcut, mi-au plăcut mai multe momente, dar ce crezi, Ilinca? De mine a plăcut cel mai mult! Sunt hotărât. Am și scris. Deja? Deja, da. Ok. And the winner is... Is... 1 și cu... Scrie, și cu 1 alături de Adina. Adina, 2 puncte! Pe 1 și cu... Și cu, și alături de... Și alături de... Și alături de... Da, deci efectiv eu n-am... Eu mă schimbam la momentul Adinei. M-am trezit cu Victor. Cum m-a pus în situația aia să împar cu altă femeie chestii? Na, ce-ți fac, Victor? Mersi, Victor. Încă o dată îmi demonstrezi chestii. Felicitări, bravo, Adina! Bravo, Adina! Mulțumesc, vă mulțumesc, dragilor! Felicitări, Adina, felicitări! Mulțumesc! Haideți să vedem cu cele 2 puncte pe care Victor i le-a acordat Adinei cum arată clasamentul în această seară de gală. Bun, egalitate, 15 puncte Adina și Ruxi. Bătălie mare pentru prima poziție.
Să vedem ce zic jurații. Iar acum am dat seama ce a putut să facă Victor. Bineînțeles. Bă, dar cine... Da. Bă, bă, băiatule, dar ce ne faci... Eu nici măcar n-am fost aici să știu ce s-a întâmplat și acum uite cu ce mă găsesc aici, Victor. Păi da. Să știi că era aceeași situație, ne-a plăcut și noi, ce crezi? Acum mă găsesc și eu cu situația asta. Pe care dar avem jurați. Da. Și? Uite, ai văzut ce ne-a pus Victor, brațe pisică, na. Păi, da, totuși... La mine e destul de simplu, pentru că am dat un singur 5 în seara aceasta, i-l-am dat lui Ruxi, Adinei, deși are o ținută care îmi place la nebunie, i-am dat 4, am spus de ce la fiecare concurentă în parte, de fapt cum o facem toți dintre noi, merg cu concurenta Ruxi Opulență. Mulțumesc! E evident, nu? Deci tot cu Ruxi mergi și tu? Absolut. Bun, deci avem 2 voturi pentru Ruxi. Să te mai întreb, Raluca, ce să te mai întreb? Nu, că mie îmi plăceau amândouă mai bine, că a picat pomerilor situația. Bun. Neasumată. Având aceste lucruri spuse și evidente, Ruxi este câștigătoarea acestei gale cu 15 puncte din partea juraților și voturilor de încredere. Adina pe locul 2, Viviana pe locul 3. Pe ultima poziție, din păcate, este Melina cu doar 8 puncte. Dăm steluțe bonus. Ruxi, 3 steluțe bonus. Adina, 2 steluțe bonus. Viviana, 1 steluță bonus. Fetelor, înainte de a vedea cum arată și clasamentul steluțelor, am o veste neplăcută pentru voi. Paulu. Această gală este una eliminatorie. Oh. What? Mi au plecat destule câte... Da, a fost un șoc total faptul că mi s-a spus că azi e gală eliminatorie. Nu se aștepta nimeni, dar fiindcă a zis că e rebelion, e totul pe Caterinca. Nu știu. Cred că e primul moment în care chiar am fost luată prin surprindere în competiția asta. Nu ne-am fi așteptat absolut deloc, pentru că ne-am gândit că sunt sărbători, că... Hai să fim mai buni, hai să trăim toți fericiți ca într-o familie. Deci efectiv mi-a picat fața și am văzut că Ilinca glumește. Nu ne-am gândit niciuna că o să fie gală eliminatorie. Asta înseamnă că în acest moment, Melina, tu ești la un pas de eliminare și am să te rog să vii aici lângă mine. Oi. Iar pe ultimul loc în clasamentul juriului, iar Ruxi primește imunitate fiind pe prima poziție clasată în această gală din nou. În urma clasamentului din partea juraților. Venim încet, încet, așa, dar sigur. Vedem în minutele care urmează clasamentul în urma stelelor pe care voi le-ați acumulat din momentul în care acesta s-a resetat. Pe prima poziție, tot Ruxi. Are deja imunitate Ruxi. Pe cea de-a doua poziție... Raluca, 29, Viviana, 28, Adina, 23, mă rog, și pe ultima poziție, Amna, 16 steluțe. Doar că, Amna, în acest moment, în cadrul competiției, tu ai imunitate. La momentul la care noi înregistrăm această ediție, având în vedere edițiile difuzate pe post, tu, Amna, abia ai intrat în competiția noastră. Și atunci... Conform regulamentului, tu ești concurenta care în acest moment se bucură de imunitate. Dar, revenind la clasamentul steluțelor, știți foarte bine, iarăși, din punct de vedere al regulamentului, în momentul în care ne confruntăm cu asemenea situație de imunitate, ca cea prin care trece Amna, luăm concurenta care se clasează imediat după ea ca număr de steluțe, pe penultima poziție în clasament. Iar aceasta este... Cred că eu, nu Nicoleta, văd de brad. Nicoleta, 19 steluțe. Nu vedeam de brad, dar mă gândeam că eu sunt. Nicoleta, am să te rog și pe tine să vii aici, lângă Melina. Dragilor, ați avut timp suficient să vă votați concurenta preferată. Știți bine că de fiecare dată v-am rugat să faceți asta. Este momentul să spunem stop, vot. Până acum ați ales, ați votat, ați susținut, iar în această seară vom vedea ce ați decis voi? Pentru că, așa cum știți, în urma voturilor din partea voastră se fac eliminările și tot în urma voturilor alegem și câștigătoarea în marea finală. Fetelor, e o situație care văd că v-a luat prin surprindere și o să vreau să faceți nominalizări. Cele două concurente de lângă mine nu se pot nominaliza, evident. Ruxi nu se poate nominaliza pentru că are imunitate, se clasează pe prima poziție și în clasamentul juraților din această gală și în clasamentul stelelor.
care va să zică nominalizările se vor face între Viviana, Raluca, Adina, Anna având și ea imunitate. Să începem. Ruxi. Nu știu, pentru că stilistic toate au evoluat, toate se chinuie. Ca să nu deschide alte povești, am să votez pe Viviana. Ca să nu deschide alte povești strict. Nominalizarea ta se duce către? Viviana. Mulțumesc, Ruxi. Viviana. Având în vedere discuția pe care am avut-o astăzi, din care am înțeles că s-a renunțat la alianță, voi pune în balanță clasamentul, dar și gala pe care noi am avut-o astăzi și o voi vota pe Raluca. O, nominalizarea mea va fi Raluca. Raluca? Bun. Mulțumesc, Viviana. Faptul că Viviana a votat-o pe Raluca a fost mai șocant decât gala eliminatorie. Mai ales că ele două ziceau că am vorbit noi înainte. Nu știu ce au vorbit, dar pare că vorbiseră ceva. Putea să voteze lejer pe Adina, că ce legătură are Viviana cu Adina, dar în ultimul timp Adina a susținut-o mult pe Viviana. Și din nou revin la ce am zis, când cineva te susține și te laudă și te pupă în fund, tinzi să ții persoana aia lângă tine și să o îndepărtezi pe cea care îți spune și lucruri mai puțin dulci. Dacă alianța dintre mine și Raluca ar fi fost pe poziții, ar fi fost încă în picioare, cu siguranță că decizia mea ar fi fost alta. Raluca, tu pe cine nominalizezi? Eu voiam să țin cont în continuare de ceea ce am vorbit, pentru că eu normal așa sunt. Normal că acum vei spune asta, dar tu nu, astăzi ai... trebuia să aștepți așa, s-a nimerit. Nu, nu, nu. Pentru că m-a votat, o voi vota pe Viviana, aveam pe altcineva în gând, dar... Pe cine aveai pe în cine, gând? Pe cine, pe Adina? Nu mai contează, păi chiar nu mai contează, în fine. Bun, deci nominalizarea ta este Viviana. Viviana, da. Da. Deci... a fost mai ușor. Mă mir că ea s-ar fi așteptat ca eu să nu o nominalizez, având în vedere că ea, cu câteva zeci de minute înainte, era cea care nu, spunea că nu mai crede în alianța noastră. Că nu că nu mai crede, că n-ai să nu mai crezi. Ea deja o rupsese total. Dacă am pus punct la acea alianță, nu înseamnă că ceea ce am vorbit noi, eu nu sunt un om de cuvânt. Că prin asta denotă ca și cum eu aș fi nominalizat-o pe ea. Ei, avea o surpriză, nu. Nominalizarea mea mergea către Adina. Păi, reacția la Luca e normală. Cum a zis și ea, mi-a ușurat munca. Că era pusă într-o situație în care poate nu era sigură pe cine să voteze. Bine, dar fiindcă avea de ales între Viviana și Adina, și Raluca cred că era sigură pe cine să voteze. Pe Adina, nu? Păi a zis că avea pe altcineva în cap. Da, asta zic. Raluca nu era pregătită să voteze pe Viviana, dar i-a ușurat situația că na, a trădat-o. Da, vezi cum s-a dus așa pe apa sâmbetei prietenia asta, în două săptămâni s-a șters toată iubirea? Care nu a existat, a fost o prefăcătorie din partea Vivianei către Raluca și au ieșit lucrurile la suprafață. Adina. Eu am de ales dintre Viviana și Raluca să fac o Viviana și Raluca, da. În acest moment Viviana are două nominalizări, Raluca are o singură nominalizare. Da, păi oricum eu mă duc, nu? Păi mai avem două concurente? Ah, și amână, nu mi-am dat seama, scuzați-mă. Este evident că este o alegere foarte grea, pentru că toate ne dorim să fim aici și atunci faptul că trebuie să nominalizez pe una dintre colegele mele nu este plăcut. O voi nominaliza pe Raluca și voi motiva asta cu faptul că am tot avut discuții în ultima perioadă și atunci cred că acesta ar fi motivul logic pentru care o nominalizez pe ea, deși îmi place cum evoluează în cadrul acestui concurs. Wow! Amna, deși ești nou intrată în competiția noastră, deși doar de puțin timp ești alături de noi, pe umerii tăi stă în acest moment o decizie super grea. Două nominalizări Viviana, două nominalizări Raluca. De tine depinde. Știi cum îmi bate inima? Deci nu înțelegi. Pentru că... deci am de ales între Viviana și Raluca, nu? Bă, și Adina. Și Adina. Adina e exclus, nu. Păi de ce Adina e exclus? Pentru că e tovarășe.
pentru că îmi place tot ce face și cum e ca om și tot, adică de asta. Bine. Dat fiind faptul că am avut clinciurile pe care le-am avut cu Raluca și a venit foarte tensionat în ultima vreme și m-a luat în balon de cum am intrat în această competiție, n-aș vrea să fac asta, aș vrea să sar peste etapa asta, o voi vota pe Raluca. Îmi place ce face, îmi place, dar comportamentul ei lasă de dorit. Mulțumesc, Anna. Acestea fiind spuse, 3 nominalizări ai primit din partea colegelor tale, Raluca. Asta înseamnă că și tu ești la un pas de eliminare alături de Melina și Nicoleta. O să vă rog pe toate 3 să mergeți în fața juraților. M-am așteptat și nu m-am așteptat la această situație. Cumva mă obișnuisem cu voi și îmi va veni foarte greu să mă despart de oricare dintre voi 3. Însă este o competiție, fetelor. Doar una va fi câștigătoare. Fetelor, n-am mai făcut asta de foarte multă vreme și cred că și voi sunteți curioase și telespectatorii de asemenea. Vreau să vedem împreună cum arată top 3 în preferințele telespectatorilor. Dacă una dintre voi 3 se clasează pe primul loc în preferințele telespectatorilor, conform regulamentului, aceasta se salvează de la eliminare. Haideți să vedem! Pe locul 3, până în acest moment, în urma voturilor din partea telespectatorilor, este... Adina! Felicitări, Adina! Mulțumesc! Sunt surprinsă pentru că la mine este prima oară când particip la o gală eliminatorie și... Nu știu exact toți pașii, de aici este altfel decât din fața televizorului. Emoțiile, clar, sunt altele. Mulțumesc. Felicitări, draga mea! Mulțumesc. Mergem mai departe, pe locul 2! Viviana! Felicitări, Viviana! Mulțumesc! Așa, spășită! Da, că parcă speram să fie și numele meu. Și uite că e pe locul 2. Da, mă bucur. Știu cine e pe locul 1. Cine e pe locul 1? Nu. Cine e? Cine crezi că e? Nico. Nicoleta? Da. Ce ai, mă? Eu cred că e Rux. Nu știu, dar eu vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Mulțumesc din suflet. E super. Bun. Acu-i-acu. Cea mai iubită concurentă din Bravo I Still Celebrity sezonul 7 până în acest moment... De la ultima resetare, bineînțeles, a voturilor, este... Ruxy! Ce ai face? Nu mă așteptam. Mulțumesc, doar. Da, nu mă așteptam. Fără Caterina, chiar nu mă așteptam. Dar de ce nu te așteptai, Ruxy? Pentru că se întâmplă extorsiune aici și... Da, și? E o concurentă foarte apreciată și poți vedea și asta de obicei în comentarii. Adică eu eram sigură că Ruxy va fi pe primul loc. De asta speram ori pe 2, ori pe 3 să fiu și eu acolo. Adică tu ai ținut capul de afiș de fiecare dată. Mulțumesc tuturor că mă votați. Hei! Nu știu ce să zic. Bună, Victor! Bun, râdem, glumim, dar cele 3 din fața mea nu știu cât sunt de fericite în acest moment. Îmi pare rău că niciuna dintre voi nu se regăsește acolo în top, pe prima poziție. Asta înseamnă că în minutele care urmează, în urma voturilor din partea telespectatorilor, vedem care este prima concurentă care se salvează dintre voi 3. Melina, Nicoleta sau Raluca? Ce credeți? Ce simțiți? Ce crezi? Așteptăm să vedem. Da. Exact, așteptăm. Ai speranță, Raluca? Cum e să fie? Dacă e să rămân, dacă nu... Asta clar, dar te întreb ce simți tu, ce crezi? Nu simt nimic în momentul de față. Nu simți nimic? Nu. Ți-ar părea rău să pleci? Clar, cred că oricui i-ar părea rău să plece. Da. Nicoleta? Da, normal. Oricăreia dintre noi i-ar părea rău să plece, însă... Dacă va fi să fiu eu, nu este un capăt de lume. Eu cumva îmi doream să ajung în față pentru că voiam să văd clasamentul. Cum stă clasamentul, da.
Este un lucru pe care mi l-am dorit în gândul meu și uite că s-a și întâmplat. Aveți grijă ce vă doriți, fetelor. De ce? Nu este un lucru rău. Până la urmă trebuie să știm cum stă situația, știi? Da. Melina? Eu sincer am un sentiment că am foarte mari șanse să ies. Așa simt, nu știu să spun de ce. Șanse? Așa ai avut de la început. Da, adică am așa un sentiment că mă îndrept așa către acasă. Concurenta care se salvează dintre voi trei în urma voturilor din partea telespectatorilor este Raluca, 6,6%. Felicitări, Raluca. Mulțumesc. Bravo. În sfârșit ți-a apărut zâmbetul pe buze. Da. Te pe scaun, cum ai putut. Erai cam tensionată. Pe scaun. Da. Ai un mesaj pentru noi, pentru telespectatori? Da, pentru că vă mulțumesc că m-ați votat și îmi doresc să mă votați în continuare. Mulțumesc. Mulțumesc, Raluca, și felicitări. E, acu. Una dintre voi chiar pleacă acasă. Să fii tu, Nicoleta? Eu aștept Melina? Să văd. Mi-e pare rău că plecat acasă cu freza asta. Cine? Hai. Bun, haide să nu mai prelungim suspansul, da. Fetelor. Concurenta care în această gală este eliminată cu doar 4,4% din voturile telespectatorilor, cea care părăsește competiția Bravo I Still Celebrities sezonul 7 în această gală, cu 4,4% din voturile telespectatorilor, este... Ai scăpat de eliminare, am să te invit la locul tău. Mie îmi pare foarte rău, diferența a fost mică. Asta a fost șocul zilei. Cea care părăsește competiția Bravo I Still Celebrities sezonul 7 în această gală cu 4,4% din voturile telespectatorilor este Nicoleta. Ce? What? Ce? Da, nu, știam. De aceea sunt calmă. Adică de aceea n-am nicio emoție, pentru că știam. Melina, ai scăpat de eliminare, am să te invit la locul tău. Pe tine, Nicoleta, te invit aici lângă mine. Îți pare rău? Da, îmi pare rău, numai că eu n-aș putea să spun că sunt un om de televiziune, pentru că nu fac asta tot timpul, dar știu cum funcționează lucrurile în televiziune întotdeauna și știu că nu ține de mine. Cum funcționează? Știu că nu ține de mine. Păi ține de telespectatori, în cadrul show-ului nostru cel puțin. Exact, clar, nu doar ține numai de, uite, numai de tine, m-am exprimat eu greșit. Nu ține numai de tine. Și atunci când tu nu ai controlul și nu poți să ții tu frâiele, nu prea ai de ce să, adică îți pare rău că nu mai ești acolo, dar nu ai de ce, nu știu, să suferi sau ceva, pentru că nu a depins de tine neapărat. Poate că da, poate că nu, cert e că așa au votat telespectatorii, mie îmi pare foarte rău, diferența a fost mică, ați văzut și voi. Mă bucur tare mult că te-am cunoscut și că ne-ai lăsat să te cunoaștem, Nicoleta. A fost o plăcere să fii concurentă în cadrul Bravo I Still Celebrities sezonul 7. Da, chiar a fost. Mulțumesc și mă bucur că v-am cunoscut pe toți. Și noi. Noi ne bucurăm că l-ai adus la Dumnezeu. Uite, vezi, am mai avut un feeling. Că l-am adus și l-ați cunoscut. Uite, vezi că plâng, că mă faci tu să plâng. Da. Înțeleg ce simți, dar lacrimile nu, sunt nu acceptate pentru, aici. Dar iar ai adus vorba de Vladi și... Da. Te așteaptă, dar și da. Sunt convinsă că vei fi o mamă superbă pentru el și sunt convinsă că ai multe lucruri de făcut alături de el. Noi îți mulțumim. Porțile se deschid pentru tine. Îți urez din suflet sărbători frumoase alături de familia ta, Nicoleta. Nu pleci, Nico, să mă aștept. Da. Nicoleta Dragne părăsește competiția Bravo I Still Celebrities. Melina, te văd că tremuri. Nu, nu sunt șocată.
sincer. Hai că mă așteptam eu să ies. Jur. Deci așa am simțit. Deci nu mai... Și eu mă așteptam să iasă Melina, sincer vă zic. Adică, și prietena mea, adică mă așteptam să iasă Melina. Jur, eu mă așteptam să ies. Adică n-aveam nicio treabă. Eu așteptam să văd acolo Melina. Da, pe bune. Na. Asta a fost șocul zilei. Nu știu, nici nu știu cum să descriu ce simt și... Simt o groază de lucruri. Șocată, dezamăgită, speriată, panicată, nu știu. Nu m-aș putea să plece ea, nu mi se pare logic să fi plecat ea, că era o concurentă și cu prezență și cu inteligență și cu vorbe și cu frumusețe. Avea tot, absolut tot pachetul de care avea nevoie această emisiune. Nu mă așteptam și poate că am rămas singură de tot. Deci, efectiv, de-aia zic că sunt speriată și panicată, că nu mai am tovarășe deloc. Adică nici măcar cu cine mai schimb o glumă, nimic. Că de susținere nu mai zic, sau de discuții, sau cineva. O să fie... Dar acum nu știu, că pare să că fiecare suntem singure momentan, că nu mai există nicio alianță, fiecare e pe cont propriu. Nu știu... Publicul a fost întotdeauna imprevizibil. Sincer, am trăit 7 sezoane și mă uit la jurați când spun asta, niște situații inimaginabile. Au fost concurente care așa s-au lipit efectiv de inimile lor, au stat pe prima poziție, au fost altele care au venit din urmă și au răsturnat tot clasamentul. A fost la un moment dat și o egalitate covârșitoare. Așa votează oamenii. Depinde doar de voi cum reușiți să-i faceți să vă înțeleagă, să se regăsească în voi și să vă iubească, fetelor. Ruxi, te văd că tu ești șocată sau supărată sau... Sunt de toate, și șocată și supărată și vreau să ies cât mai repede din platou. De ce? Să mă duc să mă văd cu Nico. Crezi că are nevoie de tine în aceste de momente? Da, logic. Oricine care ar ieși în clipa asta avea nevoie de cineva să vorbească. Bun, start vot, dragilor. Puteți reîncepe din acest moment să vă susțineți concurenta preferată. Ați văzut, voi dictați ce se întâmplă aici la Bravo Stil. Voi votați, noi ne supunem. Vă mulțumim tare mult pentru că sunteți alături de noi. Vă mulțumesc și vouă, fetelor. Scrieți-ne și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok. Ne vedem săptămâna următoare.